Gata, mă, gata, 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 transmite live. Gata, viețile mele, gata, stai așa un pic. Ia, îi dăm aici, așa. Transmis live, mi se spune. Este în regulă, este corect sau mă minte nea YouTube? Viețile, ce faci tu? Mă auziți, mă vedeți, e tot ok? A întârziat, ne-ai dezamăgit, Teo, chiar așa primire, mă, viețile mele, chiar așa primire. Nu pot să cred. Bă, iar s-a reprogramat stream-ul cu o oră după aia, scrie la 21, nu mă, nu. Bă, e un bug, frate, nu înțeleg de ce se întâmplă asta, dar am citit un comentariu acum. Iar începem, mă, la 9, bip, în gură. L-am supărat rău de tot, băi, viețe. Eu nu reprogramez astea niciodată cu o oră după, gen maxim am reprogramat cu jumătate de oră când chiar efectiv nu reușeam să ajung mai devreme, gen. Dar niciodată nu o să fac de-astea cu o oră, deci când vedeți, frate, că live-ul începe la 8 și întârzi un minut și după aia se schimbă la 9, nu e schimbat de mine, îl schimbă YouTube-ul și nu pot să înțeleg de ce. Chiar nu pot să înțeleg de ce. Like-urile, bă, da, chiar așa greu de crezut e că nu începe nici noi cu 3500 de like-uri. Cred că date-o, da, e cam greu așa un pic. Stați așa că faza e că, bă, frate, deci eu m-am pus aici, te salut și eu, Flavia, mersi mult tot, frate, de mesaj. Eu m-am pus aici pe la 8 fără 20, cam așa. Și, bă, frate, m-au luat gândurile, m-am luat pe aici, mă uitam pe YouTube, pe alea. N-am simțit cum a trecut timpul, ești nebun la cap. Stai, mă, că eu ce fac? Eu ce fac, mă, frate, îmi dau la de thumbnail-ul meu? Stai așa un pic, l-am luat așa, am luat link-ul de aici și likes trebuie să schimbăm, nu? Da, uite, gata, gata, close, ia vezi, s-a schimbat, acum e tot ok, gata, mă, gata, suntem în regulă aici, suntem pe fir, suntem pe alea. Viețe, ce faceți, mă, cum sunteți? Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici pe live. Ce am pierdut, viața, n-ai pierdut nimic, abia am dat drumul la live acum. Trece repede timpul, Albină. Da, mă, viața mea, Albină, păi dăm floare în floare așa, făcând miere, de-aia trece repede, ce să facem? Ce faci, mă, Nicușoare, mă? Vezi, dacă mai întârzi, venim peste tine în casă, vă aștept, viețile mele, pe toți, să bem și noi un suc, o alea. Te-o, mâine dau test la română. Mamă, ce nu-mi plăcea română, ești nebun la cap, mai ales în liceu, când învățam literatură și de-alea, nu suportam, ești nebun la cap, cu texte de-alea argumentative, cu de-alea. Te pup, viața, ce faci? Eu aștept pizza, ce viață frumoasă ai, viața mea. Te pup și eu, poftă bună, frate, pentru când îți vine, când îți vine pizza. Mie mi-arată că încep la 21.01. Păi stai așa, încă vă arată că gen urmează să înceapă, gen nu s-a dat start, nu, dacă dați click pe stream nu vă dă pe live, gen. Uite, stream-ul a început acum 2 minute. Bă, da, nu înțeleg de ce îmi reprogramează, mă, frate, YouTube-ul, că dă peste cap și notificări și tot, gen, când face chestia asta. Deci chiar sunt supărat. Stai să punem naibii un de-asta. Mamă, ia vedeți ce poză pun. Asta e adevărata mea față, de fapt. Voi ce vedeți aici pe live e un filtru. E un filtru, ați înțeles? Ia, punem aici. Am pornit live, vă aștept. Așa, punem aici frumos, your stories. Ca să fie ce trebuie, știți ce zic? Aia zic, bă, ești amuzant, hai că sunt dacă e. A apărut Fână a fost 2, Teo. Fână a fost 2 ce e? E film? E serial? Ce, Doamne iartă-mă, e că jocul n-are cum să fie, că știu că erau o grămadă de jocuri de-astea Fână a fost. Ia stai așa. Fână a fost 2. Ce, Doamne iartă-mă, înseamnă asta? Scariest game ever made. Five Nights at Freddy's 2. Acum 9 ani. Bă, mă luați la mișto, mă? Deci vă ziceți că au apărut jocuri care au apărut de fapt acum 9 ani de zile? Ești nebun la cap? Te pup, viața, vă pup și eu pe toți, frate, vă mulțumesc din suflet că sunteți aici, sper din suflet că ați avut o zi frumoasă, dacă nu încercăm aici să o facem cât de bună să poate, acum încerc și eu fac tot ce pot. Bă, frate, am vorbit ieri, am intrat ieri live și v-am zis că o să facem și azi un live, unul după altul, așa că n-am mai făcut te tun și tu, viața. Bă, fix acum vreo jumătate de oră i-am dat un reminder lui Ramon să-l întreb când pot și eu să vin. Și mi-a zis să vin mâine la 1 și eu nu pot mâine la 1, că trebuie să mă întâlnesc cu cineva și trebuie să și filmez ceva. Acum, na, nu știu. Păi Fână a fă VR 2? Da, mă, că nu înțeleg, mă. Deci
Fână a fost Help Wanted 2. Fână a fost Help Wanted 2. Ăsta e nou, mă. Da, bă, ăsta e nou, frate. Ia, stai așa. Fână a fost Help Wanted 2 Part 1. Returning to the Pizza Plex. Ia să vedem cum arată. Deci ăsta e VR, mă. Hey, we're in. Da, mă. Deci a apărut partea 2 la ăsta cu VR-ul. Nu a ieșit. Ah, ok, 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 ok. Stai așa, că mie merge calculatorul mai prost for some reason. Bă, frate, am și eu o problemă. Deci am pe calculatorul ăsta 3070 Ti. Am procesor i7 sau i9. Bă, e bun rău de tot calculatorul ăsta. De ce îmi laghează doar YouTube-ul, Doamne? De ce îmi laghează YouTube-ul? Intru pe niște clipuri și nu merg, merge în poze, mi se încarcă, se buguiește. De ce? Ia. Mamă, și ăsta e în VR, ești bun. Salut, Teo. Mini reacție înseamnă dacă mă uit așa pe sărite, gen, la câteva minute. Umblu așa prin el, știi ce zic? Claudiu, te pup. Mersi de întrebare, bro. Davidusu cu 10, așa îmi plac viața mea. Adică cum viața mea? Cum îți plac eu ție? Adică cum, gen, ce ar trebui să fac? Ce grafică nouă când? Grafică nouă, nu, mi-am luat gândul. Nu, nici nu știu care-i faza, ce se întâmplă. Nici nu știu dacă are rost să o mai schimbăm. Că oricum, maxim la grafică știți ce o să fac? O să-mi pun pe aici o ramă, ați înțeles? Și maxim niște socials pe undeva, gen Instagram, TikTok și mai nici nu mai știu ce să mai pun, înțelegi? Asta de like-uri, poate facem ceva diferit, poate încadrăm chat-ul ăsta, dar în rest ce pot să fac la o grafică? Acum, sincer, nu ai YouTube bun că nici mie nu prea merge, nu știu mă ce se întâmplă, dar e enervant, gen. Ia. Oh boy, alright guys, welcome to Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. The game's finally here and... Stai așa să ne uităm și ne mai păsărit, așa că murim. A little... Ok, I don't want to die button, but like, I need to cool him off. Dude, he's too... Oh, I can freeze his mouth! Ok, deci ăsta totul în VR. Păi și vreau să văd și eu un jumpscare, să văd dacă merită. Ia, deci aici cred că ar trebui să fie. Ok, hold on, I'm trying not to die. It just says... Nu m-am uitat, deci n-am cum să-mi dau o părere, David. Pen! I have the pen in there, though. I don't know. De ce nu mai încep cu muzica, cum începeai odată? Bă, sincer, nici nu știu, frate. Am început la un moment dat să încep direct, că m-am săturat, frate, să pun aceeași poză de fiecare dată. Și de când, știți, de când am renunțat eu să pun muzică la început de live, de când am început să întârzi. Că n-are rost dacă eu întârzi 5 minute, 10, să mai pun și 2-3 minute piesă, nu prea merge așa, știți ce zic? Nu prea merge. Și am zis, hai, dau drumul direct așa. Știi ce zic? Cu live-ul, cu astea. Crap, what am I missing? Oh, is this one of those like silly band things you slap on your hand? No, I don't think it is. Păi și nu știu, mă, ce să zic de ăsta. Porn? What would you like? Vă, cum vi se pare, mă, asta? Că mi-ați zis că a apărut ăsta, dar mie, pe mine nu mă sparge. Deci e VR și e până a ce nu suport eu aici, nebun la cap. Chiar nu-mi place jocul ăsta. Nu mi-a plăcut nicio parte de aia. Te iubesc altfel acum că o să joci până a Păi stai, mă, frate, că n-am zis că o să joc. Nu-mi băga vorbe în gură, frate. Nu-mi băga vorbe. Salut, am și eu, pe la asta am răspuns. Viața te poți juca Lego Fortnite. Bă, frate, deci noi am făcut ieri live și am vorbit că o să încercăm Lethal Company. Nici nu știu cum, Doamne iartă-mă să zic, că dacă zic Lethal Company se înțelege Little Company. Și mă ia lumea la mișto după aia, că Teo nu vorbești bine, că nu știu ce. Uite, mă ia cineva. Zi un verb la timp imperfect. Imperfect nu era ăsta, gen era, făcea. Bă, care era imperfectul? Ia stai așa. Verb la imperfect. Cum era ăsta, mă? Imperfectul era... Da, mă, ce-mi dă ăsta aici? Verbul timpul imperfect, ia. Am zis bine, mă? Torcea, uite. Ăsta e. Torcea. Bă, am zis bine, mă? Ziceți-mi mie că nu mai țin minte. Ai făcut bradul, frate? Cred că sunt singurul om în România care nu are brad. Gen, nu ne-am comandat brad. Nu am făcut niciun brad. Chiar ieri am dat un test
Eram, mergeam, vedeam, mamă ce le știu, bă, frate, deci live-ul trecut făceam tema la mate, acum o fac la română, nu-i nicio problemă. Outfit check, viața mea, ce outfit check, că iar stă în pijamale. Uite, stând, am pijama pe mine, am tricou pe mine, am alea. Nici eu n-am brad. A, cine nu mai are brad? Cât suntem pe aici? Să nu mă simt și eu singur. Eu n-am brad, nu ești singur. A, e bine, mă, atunci. Lethal Company. Da, mă, viața e mare nebunie cu ăsta până afară și am zis să încercăm și noi să vedem, poate e Caterin, că toată lumea îmi zice că e Caterin, că să mă joc și eu pe live, că nu știu ce, că o să fie tare, că așa, că e și horror, că nu știu ce, că mai și râs. Dar să vedem acum care-i faza cu el. Eu viața aia am câștigat vocile. N-a câștigat viața aia nicio voce. Ați câștigat voi. Nu e vorba de voce. Aici e vorba de voi. Eu n-am brad. Hai mă că e bine. Eu l-am împodobit pe 1 decembrie. Păi cine... Na, majoritatea l-au împodobit pe 1 decembrie. Nu înțeleg de unde graba asta și de ce. Dar da. Viețe... Nici nu știu, bă, ce să zic, frate. Că având în vedere că e 14 decembrie... Eu nici n-am comandat brad, mâncava la gura voastră. Cred că nici nu mai fac. Mai are rost să-l mai fac? Nici nu știu. Eu l-am făcut ieri. Nu e net în sectorul 3. Da, am vrut și o bomboană, mi-era poftă. Băi, vețe, ați văzut... ați văzut că v-am zis și ieri pe live de evenimentul organizat de Netflix, da? Deci e prima dată când Netflix organizează un eveniment, un screening privat pentru comunitatea unui creator, adică pentru comunitatea noastră și gen vor selecta 10 dintre voi. Am dinte de aur. Ce am făcut, doamne? Am mâncat bomboană, m-am mânjit pe peste tot pe aici. Mai mănâncă-te o ciocolată pe live, că e bine rău de tot. E bine rău de tot, ești nebun la cap. Mai mănâncă-te o ciocolată pe live-uri. Despre ce vorbeam, doamne? Că m-am mânjit pe... Îl simt și... Nu mai mănânc... Și, doamne, iartă-mă ciocolata asta de rămâne, nu mi se topește în gură. Băi, viețe, v-am zis și ieri pe live, am zis și aseară pe story, v-am zis și azi pe story. Cine nu mă urmărește pe Instagram acolo, cine nu a văzut? Deci, Netflix e prima dată când organizează un screening privat la un film pentru comunitatea unui creator și alegeți 10 dintre voi, cum puteți să vă înscrieți, mergeți la postarea mea cu Londra, am lăsat-o și în story să vă fie mai simplu și răspundeți acolo la întrebarea cum te-au ajutat eroii lui Zack Snyder să devii un om mai bun sau să devii tu mai bun, să devii cea mai bună versiune a ta și răspundeți acolo cu un comentariu, iar ei vor alege random 10 persoane din acele comentarii. Sâmbătă e singura casă, ia uzi, ne uităm, forță. Deci asta este doar pentru cei din București sau Ilfov, din păcate. Și doar atât trebuie să faceți, trebuie să intrați acolo pe post și să răspundeți la întrebarea asta. Vedeți că v-am lăsat-o și eu în story-uri, ca să nu trebuie să țineți minte și așa. Și de fapt, stai mă că vă arăt și aici, este așa, instagram.com. Deci uite, suntem aici, intru la mine aici, la Teoziaș, aici. Și uite la postarea asta. Deci aici, lăsați în comentarii răspuns la întrebarea. Uite să o aveți și aici pe ecran. Uite aici, cum te-au inspirat eroii lui Zack Snyder să devii mai bun? Asta este întrebarea viețile mele. Lăsați acolo și dacă veți fi selectați, veți fi luați cu Black Cab-ul de acasă, întorși acasă cu Black Cab-ul. Deci totul va fi gratuit. E acolo mâncare gratis, ne vedem, facem poze, o să fac și vlog de acolo și o să ne uităm la filmul Rebel Moon înainte să apară pe Netflix. Deci pe Netflix apare pe 22 și evenimentul o să fie pe 19 sau ceva de genul. Deci, bombă, mamă ce serios ești în postare, da? Viața mea, sunt businessman în postare. Ce, doamne, iartă, asta e față de serios, mă, viețile mea, zici că-s câine de la plouat. Uitați-vă un pic la fața mea, ești nebun la cap, asta e față de serios? Nu prea cred! Bă, frate! O să fac ceva, o să-mi pun căștile pentru că nu-mi place deloc cum stă părul azi și dacă îmi pun căștile mai astupă un pic din păr, știi ce zic? Și dă mai bine. Ați înțeles? Deci eu îmi pun acum căștile ca să aud mai bine. Și da, deci cam așa. Eu merg la hotel în București dacă o să mă aleagă.
Bă, viața, da, există și varianta asta. Acum nu trebuie să le zici, nu trebuie să le zici că nu ești în București, că nu știu ce, poți să zici că stai în București și le dai o adresă de unde stai acolo în viața mea, ca să vină să dea și asta. Dar da, nu știți de la mine chestia asta. Și Doamne iartă-mă, mă dă-mă să instalez aici soft de la nou. OneWii 6.0, schedule install. Viața mea, stai așa un pic că nu pot. Așa. A postat Jimmy povești? Vreți să ne uităm la Jimmy? Stați așa că eu voiam să vă arăt altceva. Deci v-am vorbit până acum cum puteți să vă înscrieți la la extragerea asta de... Ce voiam, Doamne, să zic? Că vreau eu să-ți folosesc termeni complicați și mi se încurcă limba în gură viețile mele. Deci dacă vreți să vă înscrieți pentru a câștiga unul dintre cele 10 locuri la screening-ul acesta privat despre care v-am vorbit, v-am explicat ce trebuie să faceți. Și hai să vă arăt acum trailerul, că avem voie să ne uităm la trailer Netflix pe live. Că avem canalul aprobat. Jucați-o pe asta, ce tare! Stai așa, deci care este ăsta oficial main trailer? Stai așa, stai așa un pic... Stai să dispară titlul ăsta. Vieți pregătiți de trailer? Deci la filmul ăsta o să ne uităm pe 19. Dacă vezi că știa. Eu sper acolo să... Bă, îmi pare rău că sunt doar 10. Vreau să vă iau pe toți acolo. Să ne uităm cu toți. Să mâncăm mai șoricele și să bem suc. Ia! When I found you in the wreckage of that ship. Bă! Nu mi s-aude mie, mă! When I found you, nu mi s-auzea, nu aveam astea băgate. Gata. Suntem la film, viețile mele. I was afraid you could bring trouble to us. What do you think they want? We're just farmers, we're not a threat. They won't just kill us, will they? You're delusional. You think those soldiers will show them mercy? Vreau să văd și eu, că eu țin în mine. I am a child of war. I find warriors to fight with us. We might stand a chance. We're searching for soldiers for a fight against the mother world. I could help you. For a small fee, obviously. You might want to hold on. I'm here to make you an offer. To give you a chance at redemption. We are beyond redemption. What about revenge? Yeah! This isn't just pursuit of revolution. Auzi-l pe ăsta, e o prostie. Cu ce? Dă-mi te rog frumos un singur motiv pentru care filmul ăsta e o prostie, viața mea. Te rog frumos. Te rog din tot sufletul meu. Doar vreau să văd cum gândești sau cum vezi tu lucrurile astea, că pe mine mă fascinează. I have found her. The most wanted fugitive in the known universe. Uite-te un pic ce efecte are, cum e filmat, cum e totul, cum arată totul, ești nebun. La cap. Deci, practic, filmul ăsta apare pe 22 luna asta și pe 19 ar fi screening-ul acela privat. Deci noi o să-l vedem înainte, gen. De asta e foarte tare, e editat de mine, să știți, da, mărare, știu viața mea, știu, și pe mine m-a sunat Zack Snyder, m-a întrebat cum e filmul, cum astea, dar, na,
Cam așa. Joacă-te cândva Summer of 58. Viața l-am jucat, mă, puiul meu. L-am terminat acolo. Mi-am făcut bradul pe 25 noiembrie și mai am o întrebare că nu mai am pe care să zonez. Când postează Chessy? Viața nu știu când postează Chessy. Urmează să posteze și ea, dar nu știu să zic când. Trebuie să o întreb pe ea. Mulțumesc din suflet de donație și aici mi-a zis iar Daviduțu aia cu hotelul și cam da. Băi, veți, da... De la Londra v-am povestit, mă, mâncava și gura voastră și eu. Ați văzut cu toții ce mi s-a întâmplat înainte să plec? Ați văzut, de fapt, stai mă, eu de ce îmi dau astea jos? Că ce păr am s-a terminat, mi le las pe cap ca să arate mai bine. Ați văzut ce mi s-a întâmplat, mâncava și gura voastră înainte să mă urc în avion? Sau n-ați văzut cu toții? Bă, terminați-vă cu astea, cu zi un verb la perfect compus, la un alea. V-am demonstrat că știu, gata. Sunt mai multe persoane decât avem like-uri, dar ce aveți cu mine viața? Este supărați pe mine de nu apăsați pe butonul ăla de like? Mamă, a început să mă mănânce nasul, a început ticul viețe. Nu știu când și de ce, dar trebuie să descoperim care e faza și gen când mi se... Când mă mănâncă nasul și când nu. Ghiozdanul și cheia, băi, viețile mele. Deci mi-am pus cameră, laptop, tot în ghiozdan. Și mai aveam vreo două bagaje de făcut, ați înțeles? Le-am făcut și pe alea, aveam trei trollere. Ghiozdanul meu și o geantă de acesimei. Și luăm noi toate alea, plecăm spre aeroport, viețile mele. Când ajungem acolo, ne dăm jos din mașină. Mă uit la Chessy, Chessy la mine și o întreb, auzi, dar ghiozdanul unde? Nu era ghiozdanul, mâncă bașcura voastră. Mă duc înapoi la mașină, l-am oprit pe om din a pleca gen și am, zis, bă, am lăsat, nu vă spărați, am lăsat vreun ghiozdan la dumneavoastră mașină, că nu știu, că nu mi-l găsesc. Nu, n-ați lăsat la mine nimic. Verifici pe acolo, nu lăsați nimic. Iar acasă mâncați aici curata. Ce să facem? N-aveam ce să facem, trebuie să mergem acasă repede, să luăm ghiozdanul, să ne întoarcem. În drum spre... Știu că am spus-o pe Tito, dar n-a văzut-o pe toată. N-a văzut-o pe toată. Băi, la prostii. Nu a văzut-o toată lumea. În drum spre acasă mâncava și cura voastră, realizez că cheia... De la apartament e tot în ghiozdanul ăla care e în apartament și noi avem ușa de aia de se închide automat. Ca faci cura voastră, e Tancul României pe live trailerul, vezi că e tare rău de tot, am văzut și filmul, e criminal. Ce facem, cum să facem, singurele chei pe care le aveam erau două care erau în apartament. Ba nu, fiți atenți, deci aveam o cheie în apartament. Aia din ghiozdan, aveam o cheie la mine în mașină, dar ambele chei de la mașină erau în apartament. În apartament era de intrat. Și mai aveam o cheie în Ploiești, la părinții Cesimei. Ești nebun la cap. Și până la urmă l-am sunat pe proprietar. Mai avea și el o cheie, dar el era până, nu știu pe unde, Doamne iartă-mă, era. A zis că face o oră până la noi și a zis, nu, dacă face o oră până la noi, pierdem avionul, n-avem ce să facem. Și... L-am sunat pe administrator, frate, i-am explicat ce s-a întâmplat, nu știu ce, a zis, hai că vin acum. Mă întâlnesc cu domnul administrator, mergem la ușă și a încercat să demonteze pe acolo, să demonteze asta, să spargă ușa, să... Și nu ieșeam în cațe și gurata. Deci stăteam și transpiram lângă el, nu mai puteam, tremuram și transpiram în același timp, că vă dați seama, pierdeam avionul, ești nebun la cap. Sau mergeam în... De fapt, nu! Fiți atenți de ce nu aveam... Deci, fiți atenți de ce îmi trebuia neapărat ghiozdanul, că acum mi-am dat seama, ne-am dat seama și noi după aia. Aveam pașapoartele în ghiozdan. Deci nu aveam nicio șansă să plecăm. Nu aveam nicio șansă. Nu aveam cum să luăm biletele, nu aveam cum să luăm nimic, pentru că pașapoartele erau în ghiozdan. Ghiozdanul în casă, casa încuiată. Ești nebun la cap. Deci dacă nu era domnul administrator să-i dea Dumnezeu sănătate... Nu mai plecam în nicio Anglia, nu mai vedeam nicio premieră, nu mai vedeam niciun film, intram în depresie, plângeam, muream și cam asta a fost viața lui Teo Zeciu. Vlogger mor după ce a pierdut avionul spre England. Ești nebun la cap? Eu zic pe viața mea ce-mi zice, Teo, tu dai culoare României, mă, viața mea. Ce sfrăjelile astea, mă, viața mea, cu cine crezi că vorbești aici? Și când apare pe Netflix pe 22, viața aia, luna asta. Viața, mâine dau test la fizică și profa are pică pe mine că n-am știut ceva data trecută. Știi, cu fizica, viața aia sunt mor la fizică. Deci îți jur, este singura materie fizica pe care nu am înțeles-o și nu o să o înțeleg niciodată. Deci niciodată, nu am putut niciodată să o suport, vă jur, pe ce vreți voi, fizica. Deci asta este fizica, asta e Teo Zeciu.
Ele merg așa și nu se întâlnesc niciodată. Deci fizica viețile mele o urăsc din tot sufletul meu. Eu pe 23 luna asta plec în Italia. Nice, distracție plăcută, viața mea, să fii sănătos. Eu am dat test la fizică azi și iau 9. Ia uzi cine știe. Băi, viața mea, scrie aici lui Maria ca să te ajute să te alea, că altcineva nu cred că știe de pe chatul ăsta. Două stele paralele, două linii parcă erau, nu? Linii paralele și astea. Băi, vieție, este așa un pic. Deci eu, știți că am vorbit ieri pe live că o să ne jucăm azi Lethal Company ăsta, că îl încercăm, că trebuie, că e marfă rău, că nu știu ce. Eu parcă l-am instalat, nu? Da, mă, da, uite, l-am instalat pe ăsta. Și am vorbit cu The Samuel și cu Highman, cu Lowman, de fapt, că așa îl cheamă pe el. Și a făcut rebranding și îl cheamă Lowman acum. Și acum să vedem dacă... Să vedem dacă ne jucăm. Ia stai așa un pic, ăsta ce face? N-are nicio treabă. N-are nicio treabă cu el. Ăsta reacționează. Mă, nu ție... Rușine. Stai așa. Mă, nu ți-e rușine. N-am zis că ne jucăm. Ce faci? Hai să dau și un refresh, că nu înțeleg ce se întâmplă. În primul rând că suntem frățiori și o fac mai mult în plăcere decât în muncă. Și Sami a ajuns, mă, acasă. Și fiți atenți că mă țepuiește toată lumea pe mine. Pățesc ca ieri, dar ajung singur. Fun, să zic așa. One hell of a ride. Mă, nu ți-e rușine, n-am zis că ne jucăm, ce faci? Teo, așa am zis că ne jucăm și Only Up și nu prea ne-am jucat. Frățiorul meu magic. Joacă-te singur, prieten fals. Mamă, fix acum când îi scriam lui Sami, mi-a zis am ajuns acasă. Acum? Ia uite la el ce thumbnail are. Frățiorul meu magic. Salut! A intrat pe mine, a? A intrat pe mine, adică tu ești la mine aici și a intrat ești pe mine viața mea. Cum adică eu m-am jucat Only Up, că am vorbit că ne jucăm Only Up, dar de fapt nu ne-am jucat. Că o dai pe mine cum ar veni că gen eu m-am jucat fără tine în condițiile în care eu te-am întrebat pe tine, i-am zis, viața mea, eu mâine mă joc Only Up with Friends, vrei să te joci cu mine? Dar tu de-aia zis, da, să văd că trebuie să-l spăl pe Scooby 48 de ore, că toată viața aia trebuie să mi-o dedic spălăturii lui Scooby și te anunț eu, no? No? Vrei să te joci cu mine? Yeah, și acum asta e că e cu delay și trebuie să ne uităm. Ia, hai mă, ce dă? Scooby 48 de ore. Bro, e vina mea. Să mă dedic spălăturii lui Scooby. Ba nu, bro. Îmi dedic viața jucându-mă un lia, bro. Asta e că e cu delay și trebuie să ne uităm. Bro, logic îmi dedic viața pentru Scooby, nu? 48 de ore. Bă! Una e să-ți dedici viața cuiva că îl iubești sau așa, dar nu-l speli pe Scooby toată viața. Eu îl întreb pe Haime, bă frate, diseară, mâine seară facem live, ne jucăm și noi Only Up. Nu că trebuie să-l spăl pe Scooby, bă viața mea, dar nu poți să-l speli pe Scooby dimineață, nu poți să-l speli după amiază, nu poți să-l speli la prânz, nu poți să-l speli cu o oră înainte ca să termin să ne jucăm. Facem live, ne jucăm și noi Only Up. Nu că trebuie să-l spăl pe Scooby, bă viața mea, dar nu poți să-l speli pe Scooby dimineață, nu poți să-l speli după amiază, nu poți să-l speli. Asta la... e direct bro, scuză! Noob. Cu o oră înainte ca să termin să ne jucăm. Bro, e noob, i-am zis la noobul de Teo că îl spălam așa pe dimineața și din cauza lui că i-a picat panoul de curent, a durat până la ora 10 noaptea, gen. Noobule! Bă, tu m-ai avertizat dinainte. Mă, suntem gata să ne jucăm, Teo? Da mă, hai, stai așa. Unde-i mă ăsta? Stai așa, deci trebuie să-l sunăm așa, pă. The Sami. Și trebuie să-l mai sunăm pe Highman. Create DM. Și sunăm aici pe amândoi. Răspundeți, măi. Așa. La umbra. Mă, e adevărat viața mea că tu... Nu, că mă interesează. Nu fi, mă interesează. Ascultă-mă, mă. Nu mă interesează. A, nu vrei să mă... Bine, îți dau bloc, pa. Nu ai cum să-mi dai bloc. Chiar l-am scos. Bă, l-a scos din conferință. Chiar l-a scos, stai așa că-l fac. Unde e, bă, stai? Bă, mi-a zis că nu se mai joacă deloc.
Mai zic că se joacă un liap acum. Ai băgat înapoi, nu, că în față deschideam documentele cu toate secretele despre tine și v-am stat de A, deci tu ai documente cu toate secretele față, da? Deci ești pregătit pentru ocazii de-astea, gen. N-ai idee, bro, am un folder cu 14 documente despre tine. Și ia zi și mie unul, ia. Nu, nu e nevoie, stai liniștit. Aha. Că-l deschideam și eu pe al tău. Bă. Oportun. Nu există cu mine, bro. Da. Poate că am intrat. Mă, ce s-a auzit? Și cum facem să intrăm, bă, toți, gen? Bă, eu nu știu, acum am cumpărat jocul. Bă, eu vorbesc și cu Imogen gen să intre, dar mi-a zis că e obol, nu s-ar băga la ăsta. Mai găsim un om să se joace, să fim patru? Chet. Haide, bagă-l pe Chet, bagă-l pe Chet să ne jucăm. Eu nu mă mai joc dacă se joacă Chet. Eu nu mă mai joc dacă se joacă Hyman, pa. Dacă se joacă Sami, nu mai joc. Cine l-ați băgat? Bă, cine e ăsta? Mâncați aici gurat, ăsta-i Chet? Salut! Uitați-vă un pic la Chet. Chet, așa arăți tu? Tu ești în poza de profil? Eu. Mamă, mâncați aici gurat, dar frumoasă ești viața mea. Mulțumesc, vrei să ne vedem? Uite, vezi, ăsta se pune pe mut. Ăsta se pune pe mut că nu ne suportă. Uitați-vă la el. Deci ne mai trebuie un om pentru full squad. Gata, suntem patru, suntem patru. Amuzant, s-a făcut o glumă din partea lui Zasami. Băi, da, în sfârșit am găsit și eu pe cineva care e la fel de disperat de LOL ca mine. Deci e timpul să scot eu. Bro, cum adică nu cu secrete? Să non-stop chiar și în momentul de față. Cu ea de ce nu vă jucați, haterilor? Păi că cum adică? Păi ea e în altă ligă, fratelu, ea se joacă mult mai bine. Master, frate, nu știu dacă știi ce înseamnă master. Știi ce înseamnă master? Ia uzi, Roxana. Și când joacă cu tine că ești în altă ligă, tu ești master. Spune-i, fii atent, spune că noi suntem Iron 4. Ia uzi, Iron. Sunt Iron 4. Bine, nu e adevărat, suntem și noi bronz. Ia uzi, pe teul are la prieten, dar i-a dat cerere lui Sami și nici nu i-a acceptat. Ba nu mă are nici pe mine la prieten, no, cred. Nu mi-a dat cerere de prietenie. Ba da, pe tine tele, Teo. No, nu are? No. Nice. Da, confirm. Oricum bine că te-ai lăsat de LOL, a fost cea mai bună decizie din viața ta. Merge, mă. Băi, nu știu, eu sunt hyper de tot pentru jocul ăsta, nu m-am jucat niciodată, vă zic sincer de tot, nu știu cum e. Băi, e tare, dar cum ai, credeți-mă. Da. Băi, alune? Da, chiar e tare, gen. Bă, dar e horror rău de tot, că eu vă zic sincer, mie mi-e frică grav. Serios? Gen, eu chiar nu mă joc jocuri horror, gen, mi-e frică real. Eu știu, eu știu asta de la Sami, gen, chiar e frică la modul serios de jocul. Gen, eu chiar nu glumesc, eu mie dacă îmi sar de alea în față și îmi prrr, eu fac... Fii atent, e horror în sensul în care, gen, noi suntem niște naviganți de ăștia care năvâim pe navă pe anumite planete și trebuie să găsim, gen, motoare, becuri, șuruburi, etc., pe care să le vindem ulterior la o companie care ne oferă nouă bani. Aha. Ok. Pe acele iteme. Și cine ne urmărește, gen? Că aia e chestia, că aia am înțeles. Pe planetele respective sunt anumite creaturi, gen, super. Le vezi, gen? Te sperie rău? Vezi? Da, gen, de speriat te sperie rău. Se răsă rău? Bă, da. Mamă. Da, pentru că de obicei nu prea le vezi dacă n-ai lanternă și vezi așa, gen, dacă sunt în depărtare, vezi ochii de la păianjen sau vezi ochii de la monștri sau Marfa, vezi ochii de la... Marfa, îmi place jocul, hai să ne jucăm. Cine face? Și... Bă, fac eu ăsta. Nu mai vorbi urât, că eu n-am vorbit urât cu tine. Ok, fuck you, bă, fuck you, ok, friends only. Stai așa ca să bag umă pe... Ai zis only friends? A zis only up cu friends. Nu, am zis only friends. Bă! Ok, hai că imediat vă dau. Aolea, doamne. Stai, host, file 3, confirm. Hai să vedem. Bă, și stați așa. Eu am înțeles că cel mai tare jocul ăsta îl jucăm cu proximity-ul ăla din joc. Da, gen, să nu ne auzim pe Discord. Da. Neapărat, deci ne punem toți pe mute sau pe difon? Păi, cred că pe mute, că dacă suntem toți pe mute nu mai are rost difon. Așa, dacă se întâmplă ceva, pornim microfonul și știi? Da, mă, merge, ia. Oh, gen, uite, acum dacă opresc microfonul și zic ceva, nu-l suport pe Hyman, uite, vezi, nu m-ai auzit. Ok, bro. Bă, de ce s-a pus Teo pe mute? E ok, bro, stai niștit. A, m-ai auzit? A, sorry. E ok, bro. No, te-am invite. Stai niștit. A. Dar chiar bro, încerc să fac cameră, dar nu merge.
Băi, ușor rău de tot jocul, gen, îți dai seama ce se întâmplă în el sau... Dă mai tare, Teo, ce să dau mai tare, mă, jocul sau băieți? Bă, Chet, poți să faci tu ăla, te rog eu, și le dau invite? Că eu am file la fiecare zi și nu pot să dau host new. Mhm. Dar nu știu de ce. Două secunde, deci eu dacă apăs pe ăsta, deci mie nu mai merge microfonul, trebuie doar să intru, că nu mai am bindurile alea. Cum vorbești în joc? E vreun buton sau se aude instant? Nu, ne auzim. Bă, 20 de secunde. Bă, mă întreabă cineva, Teo, poți să-mi dai niște sfaturi mâine, dau test la română și nu dau niciun timp. Ce înseamnă nu dau niciun timp? Mă, viețile mele, nu vă mai fie frică de teste, mă, puii mei, indiferent că știți sau nu știți la materia respectivă, oricum, cea mai bună soluție ar fi să înveți înainte de test. Dar, bă, indiferent, dacă nu înveți și aia iei o notă mai mică, bă, frate, nu e capătul lumii. Și eu mă întristam când eram mic, mâncava și groastră, când luam o notă mai mică sau mi-era frică de mama care mă certa, dacă mă duceam la mama cu o notă mică, mă certa, mă pedepsea, mă, așa, și asta era frica cea mai mare. Vezi, credeți-mă că o să treacă câțiva ani și vă amintiți de școală, nu vă mai amintiți de nicio notă de aia și o să vedeți că nu vă afectează cu nimic real, deci nu vă mai fie frică. Mergeți cu curaj acolo și liniștiți, nu vă mai stresați aiurea. Așa, deci mai tare jocul, ok. Cum fac, mă, să intru și eu la tine? Îți dă du invite. O, stai că eu vorbeam pe mut aici. Change suit. M-am schimbat. Stai că mi-ai prins microfonul, ăsta. Ia, pune-te pe mut, m-auziți? Bă, m-auziți, băi, țăram blitz. Nu mai vorbi, bă, urât! Gata. M-aud? Bă, tu ai vorbit, stai mie așa? Bă, stai, mă, bă, m-aud? Nu. Da, regele meu. Ah, ok. Hai că-mi place jocul deja. Mă, ce s-a auzit? Bun. Nu, mă, cred că sunt pașii, sunt pașii care s-aud. Care e, mă, impostor? Bun, deci fiți atenți. Nu, eu îl votez pe Haibel. Da? Pe mine? Da. Read the manual. Îți place cum dansezi, Teo? Cum fac să dansezi eu? Oh! Bă! Bă, nu! Ce-are ăsta, mă? Ce-are ăsta, mă? Mă, nu faci așa! Sami, ți-a arătat un păianjen pe perete, despre ce vorbești? Mă, acolo? Uite un păianjen, bro! Da, mă, nu înțeleg ce faceți, ce se întâmplă, de ce râdeți? Uite, mă, băiatul aici, Teo! Oh! Aha, deci unul dansez, ok, și doi arăt. Așa, ok. Ia. Bun, și acum noi ce trebuie să facem în jocul ăsta, ia? Bă, nu știu. O, doi. Uite-l pe Cristiano Ronaldo. M-auziți? Alo? Al golfului, da. Bun, deci fii aici la terminalul ăsta, o să intru și de ce mă faci terminat? Nu am vorbit niciodată ură cu tine. De ce mă faci asta terminat? Ok, chat. Hai, MNLTO, bine HGH, David, să vezi și te urechez. Deci, ce se întâmplă că văd când apeși click dreapta, ți-o face tot ăsta albastru? Bun, da, chiar, bă. O să avem nevoie în felul următor. Ia. Da. Store. Și ne cumpărăm așa, cât suntem? Suntem 4, da? Da. Da. Avem 60 de dolari, noi trebuie să cumpărăm două walkie-talkie-uri. Da, de ce? Walkie. Două walkie-talkie? Pe unul trebuie să rămână la navă. Da, și probabil o să rămân eu și vă duceți voi. Și mă ghidează careva, nu? Da, vă ghidez eu. Bă, dar nu vreți să rămâni la bază? Nu vreți să rămâni la bază? Facem un grătar aici! Gata, v-am cumpărat și două lanterne, fiți atenți. Ia. Mamă, deci, ai făcut 500, frate. Păi da, nu? Nu, că ăsta ne cheltuie banii. Pe aici, noi? Waiting for... Bă! Deci, fiți atenți. Ia. Monitoring. Păi stai, m-ați luat lanternele. Păi nu, păi aici afară vine o să vină o navă. Mamă, m-a luat amețeala. Mamă, dar ce se vede așa urât, bă? Hai că urât, bro! Mă, se vede bine. Ia veniți aici. Așa, ia, a sărit ăsta. Bă, ne duce să ne omoare, mă, zic eu fără mișto și mă sperie direct și nu stă de pe scaun. Jur, bro, că nu-ți fac nimic. Nu e de ăsta. Nu e terminal de ăla. Eu chiar vreau să rămân pe navă să vă învăț, gen. Unde să bă, am murit. Ce, tu rămâi pe navă, mă? A, vreți să vin cu voi? Păi cum să rămâi pe navă? Ia explică-mi și mie un pic. Mă, pe navă avem un ecran. Mă, ăsta puțe rău. Bro, tu puți rău. Bă!
de Crăciun. Luați walkie-talkie. Eu iau un walkie-talkie, mai iau. Teo, aici jos. Unde? Apasă E pe asta. Așa, așa. A, și pe mine mă lăsa să mă mănânce monstru. Luați, ia și lanternă, Teo. Și ia și tu, Sami, una. Am luat la lanternă. Ia. Păi și eu nu o să pot să mai vorbesc cu voi. Gen, gata, am tăiat orice comunicație. Da, ia, Teo, du-te-l. Aprinde asta. Așa. De pe Q aprins. Păi stai, cum îl mut? Cum de pe Q, mă? A, de pe rotiță. De pe scroll. A, rotiță, așa, Q, așa. M-auzi? Te aud, dar tu? Recepție, m-auzi? M-auzi, mă? Da, te aud, recepționat. Așa, bombă, mamă, ce tare, ok. Bun, păi și noi ce facem acum? Pe unde trebuie să vă duceți și o să mă uit la voi. Deci tu îmi zici, îmi zici mie unde trebuie să ne ducem și tu te uiți la noi din navă, adică noi suntem proști tăi, gen. Doamne, uite-te și tu că ne-a băgat direct aici, ne-a aruncat la monstru. A, deci el, auzi mă, o să ne ajute să nu murim, gen, hata. Sunt 100% sigur, cu două lanterne și cu un walkie-talkie. Ca să vă zic. Hai să intrăm înăuntru și îl anunțăm pe ăsta când intrăm. Bă, Chet, o să regardu! Stai așa un pic, Chet, nu știu ce face pe aici, să joacă capra. Pe aici, trebuie să ne ducem. Duceți-vă în interior. Gata, știe Chet drumul, ne luăm după el, stai așa. Bă, s-a auzit ceva. Vă văd în față la clădire. Da, se coboră asta. Deci suntem, iată. Și tu ceva, vorbește! Bă, stați, mă! Calmați-vă! Stai așa! Bă, suntem la intrare aici, în clădire, ce facem? Intrați acum, intrați, e liber. Bă, știi cu doamne. Gata, bă, intrați, apăsați-e. Gata. Stânga ta, Teo, în față, acum mergi în față, da? Hai, înainte pe dreapta. Deci du-te în față, intră pe ușa. Mamă. În față de tot, mai. Băi, are baterii de lanterna asta? Chet, eu nu te aud, să știi dacă vorbești ceva. Așa. Vorbești mai în față pe dreapta. Băi, nu l-aud pe Hyman. Gata, mă, l-am luat un șurub. Deci fiți atenți, m-a ghidat pe mine să iau un șurub. Dă-l cuiva ca să așa. Sau dacă ai spațiu inventar, păstrează. Am, fii atent, am 4 de-alea în total și am 3 folosite. Bă, vă dau vouă șurubul? Sami, vrei șurubul meu? Bă, dă-mi șurubul tău, că le-am eu cu... Mamă, cât e șurubul! M-am înțeles în spate, pentru că nu mai nici... Și unde îmi filetez, fratelor? Unde-ați fost? Să-mi scrie-mi lanterna. Chet, vino să înfiletez ăsta șurubul! Bă, unde se înfiletează șurubul tău? Bine, hai mea, stai așa viața aia, că am fost și noi o glumă, nu te-am auzit. Ieși de aici din cameră. Deci, să mă duc înapoi la șurub? Du-te în sus, acolo, unde ai fost înainte, nu la șurub. Unde ai fost înainte. Cum vrei tu șurub? La intrare din clădire. Bă, veniți că mă ghidez ăsta la intrare în clădire înapoi. Așa, aici, bă? Da, vezi că e o chestie acolo jos. Ia, luați-o că e o chestie jos. E o chestie jos, bă, aici. Și trebuie să sărim sau ce trebuie să facem? Un obiect pe jos, era o sclipeam o chestie la ușă. Ia stai, mă, e ceva la ușă aici, mă, frate, că mi zice că e ceva la ușă aici. Sclipește acolo, nu vedeți? Sclipește, mă, ceva aici, cică. Ce să clipească, mă, că nu clipește bă, nimic? Bă, nu clipește nimic aici, mă, doar șurubul lui Savi. Uite-l, frate, aici. Doamne, a deschis omul meu ușa. Bă, da, Chet, Chet nu vorbește deloc. Bă, da, mă, vorbesc. Mă, Chet, ești mut? Și cum ai intrat pe ușa asta în dreapta, aveți un item în colț. Bă, cum am intrat pe ușa asta în dreapta, ci că avem un item în colț, ia vezi. Aici, gen. Da, aveți aici un item. Nu avem nimic aici. A, uite aici. Gata, e o sticlă. Ia-o tu, Chet, Chet. Chet, ia tu sticla. Mă, de ce nu vorbește Chet? Mai e un item, dar nu cred că puteți să ajungeți. Uite-mă aici, un dulap, bă. Deci unde ai zis? Ieșiți din camera asta, duceți-vă la intrare iar. Ieșim din camera asta, mergem la intrare iar. Veniți încoace. Da. Și acum la dreapta. Și acum dreapta, adică aici. Aici, da. Și intră pe ușă. Bă, nu mai am baterie la lanternă, de unde au baterii? Da, bă. Păi, am intrat, mă, gata. Faceți dreapta. Dreapta? Aprinde-mă lanterna! Dai, mă, că mi-e frică! Bă, aprinde lanterna! Stânga. Pe aici? Dreapta, nu este nici păi și lanterna? Aici. Dreapta.
Bă, stai, stai un pic, hai, man, stai așa un pic, stai un pic. Chet, da. Fii atent, ia tu lanterna asta. Așa, și, și fă... Ce? Unde? Bă, vine, bă, unde-ți, bă? Fugiți! Fugiți, băi, eu stau în mijloc, să mă încep unul din voi doi. Ai, mă, nu mai avem baterie la lanternă. Mă, Chet, e mult, ce are? Fugi, auzi, bă, că fugiți că vine pe... Aaa, vine, 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 ieșiți, ieșiți, ieșiți. Bă, gata, 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 venea un păianjen. Mă, mă, murim. Nu mă aud, zice Chet, Chet, stai, mă, nu, nu, ia și robu, hai să ne întoarcem la navă să facem bani cu itemele astea și pe aia ne întoarcem. Hai, bec. Cu ce iteme mă gândesc să întoarcem cu șurubul? Păi cu șurubul și cu sticla, mă, le vindem. Aaa, bine, mă, ce panaramă e jocul, ador. Doamne. Vai, doamne. Hai, eu... că am lasă frigul, s-ar putea să avem probleme. Auzi, bă, că bă, se lasă frigul. Dezlipez... Nu pot să mă dezlipesc de scară. Păi te-ai agățat de șurub. Aolea, doamne. Da, na, 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 na. Doamne, cât am putut să râd. E prea panaramă jocul ăsta, bă, râdem rău de tot. Jur, jur, Cristi, jur. Tu mă auzi? Da, te aud. Acum te aud. Vai, doamne, Dumnezeu. Sami, mă, tu mă păcălești. Bă, cum facem să încărcăm, să încărcăm lanternele astea, mă? Aici, aici, pui eu aici. Uite aici. Uite, mă. A, bun. Da, bun. Ce poți orice? Lanternă și ochi-tokiu. Vai, doamne. Cum? Te-ai auzit întrerup, ce ai zis? Și lanterna și ochi-tokiu. A, deși ochi-tokiu trebuie. Stai, frate, să încarc să nu mi se mai trebuie niciodată bateria la ea. Bă, tâmpitule, odată! A, și unde vă șurubul ăsta? Așa. Băi, omule, lasă-l aici și pe jos în navă. Așa. Și tu vrei șurubul ăsta? Big Bolt Collected, bă, uite, avem... 29, nice. Câte ceasul aveți? Idee câte ceasul? Bă, e 8.9. E vreo 3000 că e Rolex, bă, 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 bă. 7 e ceasul, 7 e 7. Bă, dar eu nici nu l-am auzit pe Chet 12. Până acum. Nu știu. Fiți atenți, fiți atenți, Chet, du-i pe la fire exit și mai luați măcar un item și vă dau eu detalii. Bă, frate, mă, dar tu-ți bagi joc. Nu-mi bat, v-am ajutat până acum. Nu-și bate, mă, ne-a ajutat până acum. Mă, Chet. Da, mă auzi? Iar nu-l mai aud pe Chet. Mă, tu l-auzi pe Chet? Da, mă, eu l-aud. Mă, eu nu l-aud pe Chet. Așa. Pe la fire exit. Chet, auzi, mă, du-ne pe la fire exit. Ci că știi tu. Da, da, da. Hai că mă urc eu primul pe scară. Dacă mă mănâncă, mă mănâncă pe mine. Bă, dar aici afară au cum să fie monștri? Da. Noaptea vin. Doamne. Bă, eu cred că Chet e impostor. Eu nu l-aud pe Chet, sincer. Nu înțeleg de ce. Mamă, dar se aude cu ecou aici, voi vedeți? Mamă, e tare rău de tot. Da. Teo, fire exit. Așa. Gata, mă, am intrat pe la fire exit. Bă, cred că trebuie să ne folosim și noi lanternele astea mai puțin. Bă, dar era mare pe angelul ăla că nu l-am văzut, sincer. Nici eu nu l-am văzut prea mult din el. Am văzut că vine ceva și am plecat direct, am fugiat. Nu-mi zic că trebuie să facem bârna pe aici. Uite pânza acolo, vezi? Aha. Bă, hai, mene, tu mai ești cu noi, viața mea. Bă, hai, men, nu-mi răspunde, mâncați-și. Doamne, uite ce-a făcut Chet. Hai. Trend... Vino, bă! Oh, no. A, deci de-aia nu mai vorbeai, ăsta e că vii și te urechez, tu nu mai joci niciodată cu mine niciun joc, ca să știi. Am urlat, m-am răgușit, mă doare gâtul, mă ustură gâtul și cu un pic din stomac. Am lăsat și stația aici pe navă, dar nu mă bă, dar Sami a murit, mă? Cred că Sami a murit viața mea. Aoleu, hai repede. Bă, Chet, hai repede, repede, repede. Da, 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 da. Hai viața mea, haide! Nu pot să alerg. Aici. Așa, așa. Bă, mă, puteți
Sami a murit? A murit, da. Păi dacă l-ai dus la păienjeni. Păi dar nu... Căzut de pe schelea aia. Ce? Sunt moștri lângă voi mulți. Aoleu, sunt moștri lângă noi mulți, cică. Cum închidem aici? Vezi? Vezi? Mamă. Bă, ce să ăștia mâncați aici, pura ta? Uite-l! Unde? Uite-l pe ecran aici! Cum îl înviem pe, cum îl înviem pe Samuel? Aha, cum al mai înviem? Uite! Uite, vezi alea, cercurile alea două roșii, sunt, e monstru. Sunt monștri, ok. Da, și mai era unul mare. Acum o să-și dea revive, Sami. Ok. Mamă, îmi place prea mult jocul ăsta. Ce bine că ai ajuns repede tău, că mureai, ești nebun. Doamne, dar ce m-am speriat, dar a fost prank, nu? Nu, nu, chiar eram la baie, nu e ironic. Hai că da. A, ați mai, luat, ați mai luat un șurub, vezi? Gata, bă, performance report. The laziest employee, hi man. Bro, the most paranoid employee sunt eu. Mamă, da? Mamă, m-am trezit. Bă, bă, eu am văzut mulți pânzi și m-am aruncat într-o groapă că mi-a bro. Ok, deci fiți atenți aici, vedeți că avem deadline 2 zile? Da, da. Mamă, în momentul de față, dacă noi vrem să vindem toate astea, noi trebuie să facem 130 profit cota. Da. Bă, eu vreau să întreb ceva. Stai puțin, cine compania, cumpără două șuruburi? Stai, mă, stai. Compania, mă. Dar compania nu ne cumpără la 100% preț acum. Bă, ce se aude, mă? Chete, bești, mă? Șuruburile. Bă, ce dracu faci, mă? Eu am o singură problemă asta, vă zic. Deci, eu nu-l aud pe Hyman din stația lui Teo și eu nu-l aud pe Chet când suntem afară. Păi pe Cristine cum să-l auzi? Păi ești blestemat, Sami, să mă auzi doar pe mine în jocul ăsta. Ne joc horror și nu merge nimic. Hai, deci Sami a avut lanternă și a pierdut-o, nu mai avem bani de altă lanternă. Ba nu, am eu lanterna lui Sami. Mi-a luat el lanterna, i-am aruncat-o în timp ce cădeam. Nu, e lanterna lui Teo. Da, mă, da, eu ți-am... Prindeți-vă becul! Bă, terminați-vă cu astea, prinde becul și lasă-l, Doamne, iartă-mă acolo. Random feed. S-a resetat harta acum, mă? Da, și abia a treia zi o să vindem totul, după care avem bani de mult mai multe chestii. Aha, bun, okay. Deci, okay. Deci fii atent, ca să înțeleg, gen, să înțeleagă toată lumea și sper că am înțeles. Deci așa. Noi, practic, suntem ghidați de Hyman. În interior unde sunt mulți moștri și noi trebuie să luăm șuruburi și sticle vindem. Ca să le vindem, ca să și scăpăm. Și noi acum am mers pe altă planetă, ăsta dansează că este normal la aici și e, da, perfect. Acum suntem în junglă. Fiți atenți. În junglă suntem. În partea aia. Deci în partea aia ar trebui să o luați voi pentru că este o clădire în care o să găsiți și motoare. Motoarele sunt cele mai scumpe ca idee. Și putem motoare, să avansăm la nivelul 2. De nivelul 2. Bateria e vale. Păi eu nu mai am nimic acum, deci eu, tu ai lanternă, tu ai de la eu nimic. Îți da lanterna dacă vrei. Nu frate, lasă că o pierzi și pe aia. Păi stai mă, noi avem două lanterne. Atât. Nu. Nu, o lanternă mi-a mâncat o monstru. Aolo, a pierdut lanterna. New creature data, send to terminal. Da, am dat eu. Am dat eu click dreapta, da. Ok. Bă, hai mene, mergem mă în expediție, ce facem? Da, fugiți. Hai mă să fugim, aveți încredere. Aoleu, cum o fale. Băi, nu mai știu unde era clădirea. A zis în partea Sami, asta în față. Ei, sunt partea asta, da. Hai să vedem, uite, e în față, uite față, aici da. Că se vede, da. Deci, stai, uite aici un pod. Main entrance, uite, dacă apeși click dreapta, îți apare în circuit. Aha. De ce nu pot să alerg? Ba da, păi ți s-a dus avem toată stamina, puțin. Stânga, sus, lângă omulețul tău, okay, îți apare stamina cu portocaliu. Ok. Așa, gata, m-am intrat în clădire, ia zi. Bun, deci e posibil să dați de niște creaturi care se uită la voi. Și dacă voi vă mișcați privirea de la ei, vă omoară. Deci auzi, Sami? Stai că le explic acum la băieți. Deci sunt niște monștri acum și dacă te uiți la ei, fix la ei, te omoară, gen, nu trebuie să te uiți la ei deloc.
Deci n-am voie să mă... Bă, nu, că asta am văzut-o pe Wikipedia, că m-am uitat înainte. Și smoltile care dacă te uiți la ei, de fapt, aia nu vin spre tine. Nu mă, gen, dacă te uiți la ei, efectiv te omoară. Dar, gen, dacă îți stai cu spatele sau ceva, te lasă în pace. Bun, ok. Bun, ok, am încredere, am încredere în Hyman. Asta. Hai, man, tu mi-ai zis, mă, ho, ce-ai? Nu, dacă se uită la tine. Păi și noi putem să ne dăm juice să luăm peste bani. Ok, ok, deci Sammy, fii atent, mă. Gen, nu trebuie să stai nici cu spatele la ei, trebuie să stai cumva într-o parte. Ah, lateral, gen, ok, am înțeles. Să fugi, uită-ți la ei, gen. Bun, am încredere, hai, ghidează-ne. Așa, mă, gata, zine pe unde. Bă, dar de ce râzi? Tu de stai în spate! Cine râde, mă? Tu! Mă, ce faceți? Pe unde ai zis, mă, să o luăm? În spate și pe ce-n față? Bă, acolo, bă, nu. Sau hai, coborâți pe aici, coborâți. Hai să coborâm pe aici, bă. Nu, unde coborâm? Bă, să urcăm! Să coborâm pe aici. Aveți un item fix aici, aveți un item. Două iteme. Două iteme sunt aici, uite un șurub. Am luat un șurub. Unde e al doilea? Bă, motorul ăsta? Motorul ăsta, da, mamă, cât am motorul, bro! Mamă, e cât ține, mă, încoțiși! Ok. Sami. Așa. Spune-mi Sami să vină să ia antena. Și mai poate să mai ia cineva un item, cred că chiar, nu? Și cred că și eu pot. Aici coborâm? Uitați-ți, voi doi care aveți acum itemele, lăsați-le la ușa din afara. Bă, hai să lăsăm itemele astea la ușa din afara clădirii, adică gen la intrare aici. Lasă-o aici jos, lăsați-le jos. Uite, mă auzi? Bravo, și acum întorceți-vă. Da. Ah, bun. Hai. Și acum luați-o prin parcă, o secundă de gen pe parcă unde intrați voi. Salut, frate. Deci unde hai, man? Pe unde ați luat-o înainte, gen aproape acolo, pe jos, acolo, bravo, da, mergeți așa. Așa, hai să mergem așa. Așa. Mama, vezi ceva mare, da, vezi ceva un item în stânga. Mama, mai cât e stânga, aici. Mai față pe stânga. Mai în față pe stânga e un item mare. Mama, 4 iteme. Uite. 4 iteme sunt aici. Încă unul la tine, te uși, mai e încă unul. Păi, lucru ca tu aici în dreapta, fratele meu. E surpriză de Crăciun. Gata, și mai e unul, cică mai e unul, bă. Aici. Uite aici, cică. Aici, cică mai e unul. Gata. Hai să ne întoarcem. Mamă, uite, item-e! Nu pe aici. Pauză! Bă, nu pe aici? Păi trebuie să ieșim să lăsăm item-e sau? Da! Ia liniște! Pe aici? Ia nu mai știu! Ia să! Ce auzi, mă, Sami? Mă, se aude ceva în dreapta aici. Sami e paranoic, a luat o rază, trebuie să ne întoarcem. Băi! Bă, pe unde? Aici, păi, vine după chet. Unde, mă? Unde sunteți? A, gata. Gata. Drept în față. Drept în față. Și acum încercați să vă întoarceți cu toate obiectele. Hai să ne întoarcem. Cum lasă ăsta jos? Mamă! Mă, ce se aude așa tare? Aici! Și luăm astea și plecăm? Bă, stai monstru aici în față! Da, el e monstru. Hai să luați itemele repede și hai să ne întoarcem. Păi, haide, pe unde? Pe pod, nu? Bă, ne-a văzut. Nu ne-a văzut, fugi că nu ne aude. Îți garantez că ne-a văzut. Aole, uite cum alergă. Ajutor, că mă rămână oribil. Bă, e un monstru la voi. Ne-a făcut felul. Ce facem? Vine. Vă rog, zic că nu vine la mine. Aoleu. Ăla e după mine. Mă, lasă-mă. Nu mai am stamină. A murit chet. A murit chet, îl mănâncă pe chet. Măi, da. De ce nu veniți? Tine asta întreabă, de ce nu veniți? Alo. Vine după mine. Vine după mine! Ține la dreapta, Teo. Ține la dreapta. Aoleu. Nu am stamină să fug.
Cred că m-a pierdut, bă. Teo, mă auzi? Da. Pe dreapta, păi da, vină pe aici. E ușa deschisă. Arunca asta, arunca asta, arunca asta. Teo, în dreapta. Ține-o în față, cumva, urcă sus. A căzut. Bă, sunt aici, mă auziți? Aici. Vino după voce. Aici. Uite, uite, gata, gata, gata. Dă motorul la repede, stai pe piața mea că urc eu. A, bă, stai de pe piață, stai pe piață. Ia, poți să ies. Am o întrebare. De ce a stat la el și s-a uitat la el? Pentru că am căzut, mă. A muțit. Deci eram pe pod și a dărâmat monstru podul. Podul cu noi. Păi nu, mă, nu am văzut noi prea grași. Nu puteam. Bă, dar a făcut. Bă, fii atent, fii atent, hai, man. Deci, consideră camionul ăsta podul, da? Și în partea asta era exit-ul și în partea asta era blocat. Și noi am căzut mâncația și gura ta la mijloc și ne-am dus spre blocaj. Și când a venit monstru, s-a dus direct pe chet. Și ăsta ce să fugă? Am fugit noi. Da, bă, okay, da, mamă. Okay. Cum mamă, închidem ușa aici, că la vine după noi, îl simt. Close door. Bă, mai avem o zi. Și în ziua asta care ne-a rămas, trebuie să mai luăm niște iteme ca să terminăm ziua, să vindem la 100% preț la companie. Ok, așa, bun. Bani, oricum avem o grămadă acum, nu? Mamă, ia vezi aici. Chiar e bine, gen. Mama, am murit. Mamă, zis, doamne, cel mai profitabil să... Bă, dar eu de ce sunt, mă, cel mai paranoid? Și tu vezi, mi-ai zis mie că eu sunt paranoid. Cauți sunete. Bun, ideea e că trebuie să... S-a trezit că de mori. Să nu mai muriți. Gata, băieți, mersi de reboot. Ia, bă, frate, eu nu știu ce să fac, dar a murit chei de data asta și eu n-am avut nici lanternă, nici walkie-talkie. Vedeți că mergem pe altă, mergem, vedeți că vă duc pe o planetă, să nu mă înjurați. Păi, mergem pe o planetă la care monștrii de care vă ziceam că trebuie să vă uitați la ei, pe asta sunt. Bă, păi de ce mă minți? Că și, eu m-am... Și fiți atenți. Vezi că ai mentea la mișto, nu trebuie să te uiți nu, la ei. Nu, 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 bro, crede-mă, mă jur pe ce vreți voi. Uite, îmi fac, dacă se poate, uite, am băgut cruci. Ia mai fă jur. Bro. Bro, crede-mă. Nu, doar credeți-mă pe... Credeți-mă pe cuvânt, bro. Deci, pe mapa asta sunt. Și fiți atenți, în exteriorul clădirii... Da. Bro, ce-ai făcut? În exteriorul clădirii... Unde ești scos, niște, bă, trebuia de cadou ăla, trebuia deschis, bă. Gata, scuze. Păi l-ai deschis, uite-l. Păi da, și am primit un volan, vrei? Vezi? E de la Vivacy. Gata, hai, mă, scuze. Ia cartrana. Hai, mă, gata, că nu mai vorbezi. Nu mai vorbezi. Ce face asta, m-a pus muzică? Ce face asta, m-a pus muzică? Ne-a pus în așteptare. Ok, stai așa că zice că putem să-l... E un item cadoul pe care putem să-l deschidem. Păi, ți-a dat ăsta, nu? Dar mi-a dat volan, da. Bun, e bine, hai. Bă, dar voi vedeți cât avem aici? 234 în total. Deapta vă arată fiecare... Aveți grijă că de ascultat nu m-ați ascultat. Păi dacă n-ai vorbit... Mai zi o dată, te rog. Păi mai zi o dată că te-ai pus, ai făcut gruci și ai pus muzică după. Păi dacă este desimțit și nu mă ascultați. Gata, mă, zi. Aici sunt niște monștri gen mamuți în exteriorul clădirii. Sunt niște mamuți. Așa. La care nu trebuie să scoateți un cuvânt și trebuie să mergeți pe cât râlă pe lângă ei. Mamă. Ca să nu vă moare. Ai auzit, Sami, deci trebuie să vorbești tare când mergi pe lângă să alergi. Deci putem să șoptim? Putem să șoptim? Nu, 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 deloc să nu vorbiți. Deci, și în interior sunt... Da, nici șoaptă. Bă, stai, că interior... trebuie să încarc ochii-tochii, stai. Unde încarc? Da, aici? Da. Gata, mersi, ține. Și zi, și în interior, zi, mai zi odată. Sunt aia în care, gen, trebuie să vă uitați la ei. Să nu vă mișcați, da. Sau puteți să vă mișcați, da, să uite. Gen, tu ești monstru, da? Da. Tu te miști așa, ca să fugi de el. Bă, te minte ăsta, te mănâncă dacă faci așa. Ok, bun, perfect. Hai, fugiți. Sami, nu mai auzi? Da, acum te aud, doar că eu te aud doar când ești în interior, că afară nu te mai aud deloc. Haide, Chet. Hai, unde mergem? Acum nu te mai... Pe unde mergem, bă? Bă. Pe unde mergem, eu bă? Eu mereu am stat în navă, nu știu pe unde se intre aici. Merge, Chet, nu, că știe Chet. Auzi, bă, că știi tu, Chet. A, știu eu. E nevere, deci, hai, veniți cu mine. Bă, păi nu trebuie să mai vorbim, bă. Hai să nu mai vorbim până noi intrăm în interior. A, da. Auzi, eu nu, că știe Chet. Ia, uite-ți-vă puțin la stânga. La stânga, ce? Nu știe. Dreapta. Aici, mă? Păi e groapă, bă, acolo. Aici, okay. Întorceți-vă
vedeți că trebuie să niște scări, cred. Le-am găsit aici. Bă, uite, dovleci ia puțin, mâncați așa. Am câta dovleci. Și acum? Gata, mamă, cred că am găsit. A, ba, nu. Bă, deci main entrance-ul ar trebui să fie acolo. Nu cred că am luat-o bine pe aici, mă, doar să o colim? Ia. Să coborâm pe aici, înapoi, ia, vină cu Ateo. Ia. Vedeți că veniți spre navă, sunteți foarte aproape de navă, nu v-ați zis bine. Stai că noi acum coborâm, gen. A, da, suntem la navă. Foarte bine, Teo, îndream. A, ok. Haideți că o să ies eu să vă îndrum puțin. Cred că am găsit, măi, astea. Nu, nu, veniți la mine, întoarce-te puțin. Auzi, mă, stai, veniți încoa, veniți încoa. Băi, eu nu vorbesc, gen, nu am găsit. Băi, ceva jos acolo în față. Deci, băieți, aici. E Neandertal, da, hai, man. Neandertal? Glumesc, mă, ce ai? Din... Hai, Teo, primul, așa, așa, așa. Dai. Hai să zicem, Teo, la mulți ani, David, te pup. Te pup viața. La mulți ani, la mulți ani, David. A, gata, mă, gata. Aveți grijă. Bă, care sunt cu așa? Ai crezut că am frost-o! Aola! Gata! Mamă, te doresc spatele? Un pic! Uite, Teo! Pe mult, dar stai puțin, noi putem să sărim aici, eu nu cred că putem, da, să sărim. Da, trebuie să-ți apăsa pe shift. Până ajungi, gen. Doamne! Uite așa. La mult, Teo! Ați intrat? A căzut Sami. Aolo! Aolo, Doamne! Aolo! Gata, mă, am ajuns. Ia. Cum ai ajuns? Hai ca să... La main... La fire exit. Intrați! Gata, intrăm. Gata, am intrat. Stop! Nu vă mișcați! Stop, 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 stop. Stai. Să așteptăm indicații. Coborâți pe de jos pentru că dacă o țineți... A, uite o sticlă jos, o sticlă sunt noi. Stai, deci trebuie să coborâm neapărat, că dacă o ținem în față sunt doi monștri. Am luat-o, astea m-a dus să duc astea afară. Vezi să nu le bei. M-a luat o sticlă. Și cumva trebuie să vă duceți pe undeva, să o luați la stânga, că aveți încă un item. În stânga ca ai un item, Teo. Gata, l-am luat. Mă, de ce merge chiet pe crouch? Nu mișto. Merge sus, înapoi. Hai sus, înapoi. Păi nu mai nimic sus, viața mea, ce să mai fie sus? Gen, pe unde am venit, mă, pe la fire exit, gen. Ah, ok. Bă, se aude ceva. Trebuie să uită la el, Lanterna, unde e lanterna, aici? Viața mea? Nu mai există. Scoate lanterna, mă! Nu mai există lanterna. Cine e lanterna? Nu sunt pe aici monștri. Nu mai există lanterna. Mergem în față, mă, pe aici? Mă, lanterna, unde e lanterna? N-avem. N-avem, mă. Cum să n-avem lanterna, mă? Monstru aici, în stânga! Bă, e monstru în stânga, asta e spârlit? E monstru direct în stânga, tu mai n-ai să-i spune monstru. A, nu mai spune! Nu, bă, unde este lanterna, gen? E un punct roșu. Bă, fii atent, deci are două iteme lângă el, monstrul ăla. Ce monstru e? E, fii atent, stai. E un boian, gen, de face urât, e de face... E un volan lângă el, Nu, nu la el, ci că drept în față, dar nu la el, uite pe aici. Păi e exact lângă el, că apasă click dreapta. Poate să clic dreapta. Hording bug, bă, se numește. Da, nu știu. Bă, putem să mergem pe lângă el. Nu putem, că mănâncă pachet. Bă, mai e un monstru. Luați-te-mă, că urmărește pe cineva. Le luați Sami. Mă, ajută-mă, ce mă răpare! Bă,
Am plecat, am plecat, vă pup, vă iubesc. Am plecat. Bă, am căzut. Bă, am căzut, stai. Stai că am căzut, bă, și mă știu să urc. Bă, Sami a rămas acolo, mâncați-a jurată, noi am fugit repede. Acum a ieșit. Vai, Doamne, nu se poate. Doamne, bă, iubesc jocul ăsta, îl iubesc. Ia upă ăștia. Bă, veniți că e scara aici. Mai știți drumul spre navă? Ce vrei să fac, am totul cu roșu, sunt full critical. Păi urcă pe ea. Am un șurub și un volan la mine, am ieșit bine. A, bă, dar stai, nu trebuia să urcăm pe scară. Păi nu, că noi aici ne întoarcem înapoi, mă. Da, trebuie să coborâm. Mamă, dar ce m-am fugărit ăla, bă, tu știi ce mi-a făcut? Doamne, am dat cu el. Unde e mă aia? Stai că trebuie să ajungem. Bă, cum direcționează-mă și mâine spre navă. Băi, eu cred că în navă. Nu știu, stânga, cred. Băi, eu nu vreau să te sperii, dar să aud ceva. Gărgăuni. Pe aici, alo. Pe jos, bă, pe jos, n-are... pe jos. Uite pe aici, Sami. Stânga. Bă, și aici. Unde e spatele tău? Aolo. Mamă, vreau să-ți iau itemele și muri și eu. Aole, doar Samia. Aole, Doamne, nu se poate, bro. Nu se poate. Bă, partea bună e că avem bani destui să nu ne dea afară. Aole, Doamne, Dumnezeu. Uite-te la Sami. Închideți ușa, mă, tâmpiților! Închideți ușa! Bă, chef! Ei nu ne aud? Dar de ce nu închid ușa? De frică! Păi de frică nu închid ușa! Ce face Cristi? Uite-l! A, se duce să-mi ia itemele, cred. Cred că. Da, îmi trebuia, că făceam destule iteme. Destui bani ca. Știi să cum e lăcomia, viața mea. Dar noi nu îi auzim pe ei, mă, când vorbesc sau nu vorbesc ei acum? Nu cred că vorbesc, că trebuia să-i auzim. A, ok. Uite, mi-a luat itemele, bravo, bă. Doamne, cât îmi place jocul ăsta, bă. Aolo, nu pot să cred. Nu pot să cred că n-a scos niciun cuvânt. Incredibil, ești nebun. Ăla, nu-i Aimen. Auzi-l pe Sami. Sami? Da. Da. Fugi, mamă, incredibil, bro. Bro, am încercat să-l salvez și mi l-a luat din față. Bă, eu m-am uitat la față. Ei. Eu m-am uitat la ei și am văzut cum l-a luat în gură și a făcut așa cu ea. Aolo, l-a luat în gură? Da, exact, ești de bun. Și după aceea să mai am pus pe crouch și m-am uitat în pământ și am zis: mamă, trebuie să tac și m-am fugit pe chestia. Bro, what the fuck, deci am încercat să-l salvez, mi l-a luat din față. Doamne, mâncat. Bă, deci m-am fugărit gărgăunele la... Doamne... Salut, frate! Bă, eu l-auzeam, deci eu l-auzeam pe chet. Deci eu cât timp eram mort, eu l-auzeam pe chet. Vai, Doamne, mergem, bă, noi ne-am speriat ca proști și fix atunci trebuie să facem liniște. Da. Haide. Acum ce facem, mă? Vindem astea? Da, și facem foarte, cred că avem vreo 600 de dolari, gen. Bă, stai, Cristi. Că zic eu cât avem. Da. Să nu apăsăm de prea multe ori pe ăla. Ah, da, să aveți grijă să nu apăsați când vindem la companie, pentru că iese un monstru și ne poate omorâ.
Avem 333 în total. Deci ce să n-apăsăm, mă? Să-mi lăsesc. Da, deci îmi trebuie să apeși doar o dată pe clopoțel, pentru că vine. Bă, vă rog eu frumos, haideți să nu vindem borcanul ăsta cu castraveții. Bro, sincer aș mânca unul de acolo. Bă, sunt doar 3 castraveți înăuntru. Nu, sunt 4, bro. Pentru fiecare. Sunt 3. Nu mai arunca pe jos că se sparge. Da, sunt 4. E un nou update în care mobii reinterpretează vocile jucătorilor. Bă, vă dați seama că o să încercăm și o grămadă moduri, dar acum trebuie să înțelegem jocul cu astea clasice. Bă, da, clar, eu sunt oricum am Pampers. Luăm fiecare cât un item să-l vindem, mă? Da, luați iteme. Hazard level safe, din aici putem să vorbim, putem să facem orice. Da, aici puteți să vorbim, dar numai să n-am păsat de foarte multe pe clopoțel. La final de tot a păsat o dată, dar la final când aducem itemele. Păi hai să vedem și noi monstrul ăla. Nu, n-am frate. Nu. Cum pun itemele aici, pe G? Apeși E pe sell item. Hai. Da, băieți, deci avem acest... La parte, dați-vă la parte. Eu o să mă urc sus aici în caz de orice. Bun. Hai. Păi aia e tot? Le-a dat... Le-a spus pe dreapta? 329 și am câștigat, bro. Am terminat primul level. Asta a fost primul level de neuzirica pe acele 40 de minute? Da. Și câte levele sunt? Infinite. Ai zile infinite. Wow, bro, tare. Tu trebuie doar să îndeplinești quota asta de aici, vezi? Aha. Păi și noi, auzi, noi... Ia, fii atent. Stai, mă, stai. Noi acum că suntem pe profit, nu ne rămâne profitul, gen? Noi avem toți banii ăștia aici. Ok. Uite, overtime și overtime bonus avem. Bine, nice, mă! nice row. Deci acum noi trebuie să facem 199 în 3 zile. Ia fiant, intră tu Sami sau Teo, intrați la calculator și scrieți așa. MONS, ca să vedeți câte planete sunt. Și unele dintre ele costă bani ca să mergem pe ele. Please describe your role in a team dynamic. Bă, nu intra pe acolo că strici tot. Mă, ce? Asta hecuiește acum calculatorul, ești nebun. Așa. Nu știu ce e aici, dar... Doamne, dă-te ca să bag o mapă. Bă, dar de ce n-ai vândut și ăsta? Lasă da, că uitai. Bă, vrei să joci tu cu el? Vrea să joacem aici când stă și el singur. Bă, fiant, vă cumpăr lopeți, dar nu mai știu... cu lopețile vă apărați, că avem 50% reducere astăzi la shop. Mamă, 50% lopeți, gen? Iau 3 lopeți. Dăm cu lopeți în monștri? Vreau și eu un walkie-talkie. Da, acum bă, vreau să apăra. Vreau și eu un walkie-talkie să te auzi pe tine. Vreau să-l auzi și lanterne, și lanterne. Bă, iau 3 walkie-talkie, Ori. 3 lanterne. Da. Vreau să-l auzi și pachet în primul rând. Și o lopată pentru mine. Bă. Nu mai închide lumina. Mă, dar de ce te aud câteodată? Bă, de ce te aud doar aici, atâte? De afară nu te mai aud. Mai la prieten pe Steam. Bă, eu l-aud mereu, mă, frate. Nu știu, nu te-am la... Te-am la prieten pe Steam, da. ASD, da, respect. Mie mi-apare, nu mi-apare că ești în joc. Păi nu, că sunt pus pe private. Setări. Te-am pus la tare. Walkie, talkie. Bă, Chiet, rămâi tu acum la navă? Da, hai că rămân eu. Bun. Mamă! Păi da, mă, da, vreau să ne înveți pe noi ca pe copiii tăi. Dă-mi un walkie-talkie. Păi stai, mă! Walkie-talkie. Ei! Mamă, a scos Chiet din buzunar rostitul de pe lingă. Bă, voi mă luați la mișto, mă, eu vând tot și voi păstrați, dragiți, pe dreapta se-ți dă ea. Deci Teo era să moară pentru cubul ăla Rubik. Bă, dar vreau și deci, atenție, o să vin eu de data asta cu voi. Păi ai unul, gen, o să vin acum, n-am venit aici. Păi unde? Dar rămân eu păi la unde, mă, nu e. Măi, tău, vin o navă cu toate itemele de le-am cumpărat. A, vin o navă? Da, uite aici o să vină. Bă! Fugiți! Fugiți, a? Mă, în capăș! Voi nu mi-ați zis că aici sunt țari. Rost albine. Trebuie să vină nava aia, mă. Nicușor 7 albina. Păi și nava aia vine cu bondari? Nu, trebuie să ajung acum. Uite. Aha. Mamă. Hai, da, veniți ușor prin spate, gen.
Uite, luați de aici o de asta și luați și o de asta. Deci o lanternă, ia o lanternă. Vreau și o de asta. Vedeți că am luat... Bă! Eu venit să iau walkie-talkie. Băi! Băi! A murit! A murit, mă, mâncate! Cine a murit, haime? Doamne, singurul om care moare de la albine. Bă, că tot avem lopitile, hai să le crăpă! Ce faci, mă, vindem lopitile? Păi și cum îl înviem acum? Nu putem! Trebuie să mergem noi, Sami, fără el. Doamne! Câteva item. Bun! Hai să mergem să luăm, problema e că eu sunt roșu deja. Nu. Mamă mea, sunt full roșu acum. Bă, gata, bă, pierdem, stai, nu mai dați. Uite ce mi-ai făcut, Sami, sunați la pompieri. Bă, nu eu. Vai, Doamne, nu se poate. I-am spart ochii. Așa, haide, unde mergem acum, ce facem? Chet, îndrumă-ne. Deci fii atent. Vezi în față ochii a doi mari albi? Da. Nu. Acolo trebuie să intrați. Ok, hai să vină în dreapta. În dreapta. Bun. Păi ok, vorbește prin walkie-talkie, ia. Bă, sunt animale de-astea aici. Unde le-ai văzut? I-a trecut pe mine unul. Uite, vezi că mai e unul în față. Nu, ăsta-i cioroi. Te-am auzit? Da. Dă-i una în cap. I-am tras. Te aud, stai că ne băteam cu niște păsărâi aia. Bă, eu nu-l aud, respect, am încredere în tine, Teo, avem pețile. Chet, ia zi ceva, mă. Dar trebuie să aprins cumva, că eu nu am aprinsă. Păi bă, nu-l aud nici eu acum. Bă, eu bil acolo jos, n-aș merge, pare zic că e Ramos. Hai, man, collected. De ce colectează ăsta, mă, mor? Da, gata, mă auzi, eram cu Cristi, frate, la zi. Avem energie, bro. Ia vezi, Sami, ai auzit ce a vorbit? Nu, eu nu am asta aprinsă, nu știu cum să o aprind. Ia uite-te la ea. Sami are ăla aprins. Cum îl aprinde? De Q. Apasă pe Q. Ia. Ia zi ceva acum, Chet. Mă auzi, 2-10? Eu te-am doar pe tine, Teo, prin ea. Chet, zi-mă ceva. Alo. L-ai auzit acum? Nu te aude Sami, mă, nu știu de ce, dar mă rog, continuu, zi mie. Bun, avem lanterna? E un punct verde în camera. Bun, păi scoate lanterna și aia se ghideze el și o dăm noi în față. Sami, stai așa un pic, că nu-l aud și pe ăsta dacă vorbești și tu. Mai zi-mi o dată, Chet, că nu te-am auzit. O să nu dacă sunt monștri. Mergeți, dacă vrem iteme, mergeți în... Unde să mergem dacă vrem iteme? În dreapta. În dreapta aici, Sami. Dreapta iar? Dreapta iar? Dă cu lanterna aia. Și față, intrați prin culoarul ăla și mai faceți iar dreapta. Aici nu e niciun item. Aici nu există niciun item. Și aici e fire exit. Nu, mi-a zis să intrăm pe culoarul ăla și să facem în dreapta. Capătul camerei și ieșirea. Capătul, uite, aici cred că aici fire exit. Păi... A, ieșiși. Păi ăsta, bă, mă, lua, mi-ai luat mișto, mă. Păi nu, înseamnă că e sub. Auzi, cred că e sub noi, mă. Hai să coborâm pe aici, merge? Nu, să nu sare, se pare... Aoleu, aveți grijă să... Nu, nu avem nici grijă. Uite, mergeți că sunt niște turete aici. Sau poate e deasupra? Auzi, avem grijă că sunt niște turete pe aici. Ok. Putem să batem turetele, ia treabă. Putem să batem turetele cu lopata? Dacă vă suiți pe ele, pot să nu tragă în voi, dar nu mai știu dacă puteți să le distrugeți. Nu, de singurul mod în care nu poate să tragă noi e dacă ne suim pe ele. Bă, nu pe aici, că-s monștri. Bă, acolo s-a... ok. Aoleu, fugi, Sami! Sunt full, nu mai am picioare, gen nu mai pot să merg. Te-au cotonogi. Mamă, mi-au rupt picioarele, uite de ce-i după mine. Nu știu că n-am apucat să văd, am fugit direct. Ce monstru era, mă, Sami? Era un carcalac de la mare rău, de tot, am făcut o inimă din sânge, dreapta mea? Așa.
Unde? Mi-apărea un item aici, acum nu se mai vede. Vezi că sunt albine, vezi că sunt albine. Nu, că sunt albine, bă, aici. Apasă click dreapta, deci apasă click dreapta și uite acolo, că apare. Păi și ce facem, mă, că n-avem ce să luăm de aici? Eu nu mai intru înăuntru. Ked, ai vreun plan? N-am niciun plan, să mor eu. Sami, mai încercăm, mă, până înăuntru? Hai, că intru eu. Cât HP ai? 50. Tu? Fii atent, ține-le pe astea și stai puțin. Păi nu, n-am loc, n-am spațiu. Ține ochii, ține doar una. Fii atent, mă bag înăuntru, dacă nu ies în 5 secunde, sunt mort și nu intri. Bine. 1. E monstru după ușă. Gen în dreapta, e direct în dreapta. Nu avem cum să mai intrăm, că e monstru fix acolo. E monstru, știi ce monstru e? E monstru de la de nu trebuie să vorbești și să mergi pe crouch. E, auzi bă, e monstru de la de nu trebuie să vorbești și să mergi pe crouch. Ia, hai că intru să văd dacă chiar așa e. Ia stai. Stai că testează acum Sami apele. Să aveți grijă când vă întoarceți că se învârtea un monstru pe lângă navă. Sami, cred că nu mai e printre noi. Bă, voi ați adormit, mă? Da, să vin apoi și recuperăm în celelalte două zile. Cum văd dacă a murit Sami? Ia dă-și mie lanterna puțin. Dă puțin lanterna. Ia. Deci, că a fugit într-o cameră și nu-mi dau seama unde s-a dus. E că mă ușim. A zis că e în față. Deci e un monstru mare, ori monstru jos, mare, ori în fața noastră. Ori în fața noastră. Uite, bă, vine mult despre noi. Uite-te acolo. Și mai vine unul, acum. Hai să ieșim, Sami. Bă, nu știu, o mâzgă mare acolo, gen, nu știu. Ce înseamnă când e mâzgă până untru? Sami, mori la căștiu. Bă, Sami, hai înapoi, mă. Pe unde am venit, că nu mai știu. Uite aici în față. O, ai grijă. Acum numai aici, la calculator am stat. Ai grijă, ai grijă, ai grijă, să nu cazi. Stai, Chet, ce ai zis? Zic că eu până acum n-am mai intrat în... la monștri acolo. Eu mereu am stat aici la calculator. Fugi, 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 fugi! E un monstru afară. Mă! Naaaaaa! Îl prinsă pe Teo. Bă, nu era de ăla, mă, de nu trebuia să vorbesc. Trebuie să-i luăm corpul. Nu înțeleg de ce. Mamă, nu era de ăla, nu era de la Haimene. Da, eu te aud acum, dar afară nu te mai aud. L-a dus și l-a lăsat acolo în ăla, nu? Uite, la pasărea asta trebuie să fugi. Corpul lui Cristi, că... L-a furat monstrul pe sub, fii atent. Da, mă, uite, l-a furat. Foarte, foarte mulți. Mă, ăștia cum sunt? Bă, vină înapoi. La pasări trebuie să faci gălăgie. Bă, te drept, Nicule, adună înapoi pe Teo 10. Mi-a zis nu. Măzga aia și că te omoară dacă mergi în ea, e slime, că tu ești expert aici. Păi da, să ducem prietenii noștri înapoi, mâncați-și. La pasări trebuie să faci gălăgie, Cica. Bă, ăștia cu crouch, cum îi facem? Nu știu, vede, mi-e frică de ei. Bă, mă duc pe crouch, ia, hai, liniște puțin. Vă veni trei gargalaci. Bă! Fii atent, dai că ține de vorbă, du-te tu pe cealaltă parte. Par zici că sunt în țari. Faceți gălăgie la pasăre. Așa, uite că par... Fugi. Ia, hai, pe atent, ia, hai să vedem. Adă prietenii cu ochii! Unde sunt prietenii mei? Pe care se sperie dacă țipă la ei? Da. Nu te iai! Nu te iai! Ia-i pe sus că ei!
plecați de aici că vă mănânc. Băi, uite cum a fugit. Incredibil, bro. Și eu stăteam și mă uitam la ei. Bă, să nu mă știu să te dat. Chet, nu găsește itemele. Bă, Chet zici că urlă la pui. Bro, ai intrat aia cu noi. Mă nec dai. Bă, mâncați așa. Aoleu. Doamne. Bă, Sami către Chet, urlă și tu să fugă ăștia, că eu nu mai pot, iau de băghet. Chet urla în plânsete. Aoleu, de ce te-ai supărat viața aia pe mine? Bă, Chet, nu ești sănătos, bă, Chet. Aoleu, Doamne. Nu ești sănătos, bă. Bă, lasi-mi învălăpuție. Bă, vă zic sincer, nu știu dacă m-au zis, e prea tare jocul. Bă, e numărul 1. Par de rău. Da, vreți să vedeți ceva? N-am niciun item. N-am niciun item. Și ziua a doua. Așa că... Mons... Experimentațion... Confirm. Ziceți ce cumpăr? Ce aveți nevoie? Nu știu. Cumpără-i lui Chet o voce să urle. Aoleu, Doamne. Cred că trebuie să cumpăr de toate. Asta e story. Pro flashlight. Vă pe toți, vă fătă care sunt prea. Mamă, mâncați ăștia, am țipat ca să nu ia pe niciunul, mâncați așa. Și tot am murit cu toți. Dar eu nu mai găseam pe nimeni. Bă, eu am văzut unde i-a dus, dar nu știam cum să discut cu tine. Ce nu te bag în seamă, mă, viața mea. Bă, ce să vă mai iau? Era să zic. Da? Ia-ne, ce ai nevoie, Sami? Lanternă. Ce Manu care nevoie? Chet? Bă, de lanternă, că de walkie-talkie oricum eu nu l-au pe Chet. Păi nu mai bine, că eu... Rămâne Chris aici. Rămân eu, băieți, că e... Am râs rău de tot. Nu, Chet e incapabil, rămâi tu, pe bune. Clar. Da? De ce unde suntem aici? Bă, aici suntem iar la... Suntem pe asta trecută. Da, și vă zic că... nu pot să vă zic că de iteme sunt, dar sunt foarte multe. Da. Ia tu ăsta și vorbește cu Cristi. Cristi? Asta se trebuie să vin și eu să-mi iau un okie-tokie. Oh, shit! Aveți grijă. Bă, ai grijă, vezi că te duci direct în albinele alea. Sunt albine și aici, mă? Deci fii atent, apasă click dreapta, cam în continuu, gen, să vezi așa, cam... Vin pe tine. Oare dacă urcăm aici se întâmplă ceva? Da, main entrance, dacă apeși click dreapta, îți arată că e acolo, în față. Uite, apeși click dreapta, îl vezi acolo. Aha. Ok. Bun. Deci nu cred că pe aici. Nu. Cred că pe aici doar trebuie să urci ca să vezi împrejurimile sau ceva. Da. Aoleu. Mă, ce se aude? Mă, ce faci? Hai, mene! Gata, mă, prietenii mei, hai să vedem. Ți se întrebe microfonul. Plecă racheta! Bă, plecă racheta? Da! Băi, și fără aia mea! Băi, o cumpărai degeaba, gen? De ce n-ați deschis-o? Bă, nu știu, fratele, eu am crezut că tu ești la rachetă, sincer. Păi, dar puteți să deschideți, măi... Idioților? Asta vă zici? Doamne... Aoleu, nu se pot,
frate, stupul de albine valorează 90 de dolari, frate, cum îl luăm? Păi și cum îl luăm, viața mea? Păi uite aici stupul de albine, fii atent, trag eu albinele alea, vină cu așa, am eu un plan, fii atent. Ia. Trag eu albinele și te duci tu și iei stupul de albine. Fii atent. Hai. Ia-l, 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 ia-l. Gata, l-a luat, l-a luat. Fugi, fugi, fugi. Uite cum aleargă. Am lăsat albinele fără casă, n-am. Bă. Înainte de Crăciun. Cine are ochii tochii? Eu. Bă, donat să luăm la albine în casă, n-o. Nu e bine dacă ați luat casă la albine. Da, e bine. Uite, nu, neironic. Da, bă, sunt 90 de dolari și că... Bă, ia-mă asta până nu pleacă repede iară asta. Bă, am luat. A plecat. Bă, era să plece racheta cu mine. Hai, uite, hai pe aici intrarea. Hai, mă, mai vedeți vreun stup? Mamă, s-a pus de mă direct homeless. Băi, doamne. Ok. Hai, mine, ia ceva. Mă, de ce vine racheta iar? Bă, a venit racheta iar, hai, mine, ai mai comandat ceva după Glovo. Da, cine are de Chet, vino mai aici să-ți pițele, Chet. Chet, du-te acolo, frate. Bă, eu nu mai am baterie la walkie-talkie, mă duc să o încarc repede. Doamne, cum ne-am adunat, doamne, toți imbecilii să ne jucăm în același timp, e incredibil. Pui mei, ce să vorbesc, mă, cu voi? Întrebați-mă chestii dacă vrei, că eu nu știu ce să vorbesc, gen. Eu vorbesc acum, comentez practic tot ce se întâmplă în joc, gen, ca să cumva interacționez și cu voi, dar dacă vreți să vorbesc ceva specific cu voi, n-am de unde să ghicez, gen, ce vreți să vorbim sau așa, la ce să vă răspund și să zic, a murit camera, Chet? De ce mi-ai omorât camera? Iartă-mă, camera. Am venit să te pup. Bă. Bun, îmi ziceți când ajungeți acolo. Stai că a venit Sami să-și încarce telefonul. Văd, ești în fața o și te văd cu Chet, nu? Bun, ia să vedem. Da. M-au zis prin walkie-talkie? Prin walkie-talkie, da. Nu. Cum nu, mă? Hai, alo? Hai, incompetenților, intrați. Na, poftim, mâncați așa, vezi cum vorbește cu noi? Hai să intrăm. Bun, în stânga aveți 3 iteme. Avem în stânga 3 iteme. A, uite așa un șurub. Mai trebuie să fie 2. Ai trecut pe lângă 1, Teo. Am trecut eu pe lângă 1. Gata. Bă, dar nu puteți scoate generatorul ăsta din cetățenii? Bă, hai să ieșim de aici. Stai. Cum? Lăsați animele la intrare. Hai să lăsăm animele la intrare. Așa și întorceți-vă. Bă, eu mă, să deschide și aia ca să mă audă și el. Sami, deschide și tu aia. Eu te aud non-stop. A, ok. Bă, deci eu mâzgă în fața mea. Bă, Sami, ca să te auzi pe walkie-talkie trebuie să ții apăsa click stânga, mă, când vorbești. Aaa, trebuie să ții apăsa click stânga. Vedeți în fața acum. Ok, mâzgă aia ce ne face? Ne omoară. Noi e blocată, avem aici ce? Nimic. Bă. Nu e nimic, e înfundătură? E înfundătură și te aud un monstru deasupra. Ok, nu pot să vă ajut. Duceți-vă sus, dar vedeți că e un monstru. Păi, e un monstru mâzgă. Duceți-vă sus, dar e un monstru. Forță? E un monstru exact pe scară, fratelo. Cum îl facem? E un monstru pe scară, e o mâzgă. Cum? Da, ce facem cu el? Cum îl... Nu, e un monstru deasupra, e un higrodere. Zi ce facem cu el. Facem sticky piston. Bă, aici era în fundătură? Bă, da, e în fundătură aici. Fii atent, a coborât după noi. Noi am intrat, cred că la ăla cu fundătură. Am închis ușa, dar se vede... Mă auzi? Deci, acum, e o mâscă la ușă. Deci e o mâscă, e o hidroghire, așa se numește. Și stă la ușă și se uită pe noi și deasupra se uită un monstru care aleargă. Rămâneți acolo, că n-am să faceți. Dacă intră, n-am să voi. Ok, facem aici 24 de ore în holul ăsta.
Davide, și am ajuns aici la locație. Să trag spre mine, mă, știi ce? Bă, Teo. Da. Ești într-un bun moment. Bă, noi trebuie să facem cumva. Cum? Vin, mă, vin să vă ajut. Nu, mă, stai. Vine, hai, mă, să ne ajute. Așteaptă puțin să vedem dacă putem. Nu, mă, fii atent, deschidem ușa și ne urcăm pe țevi. Ascultă-mă puțin. Stai puțin. Așteaptă o secundă. Cum te-ai urcat, mă? Uite, pe acolo. Așa. Auzi, mă? Hidrogerul ăsta, sau cum, Doamne iartă-mă, se numește, dacă noi suntem pățevi, mai poate să ne bată? Nu știu. Ia stai să văd unde mă urc și eu, așteaptă o secundă și după aia... Uite, mă, trag la mine, trag la mine să-l apă. Auzi, mă, că îi trage Hyman la el. L-ai tras, l-ai tras, vine după tine, vine după tine acum. Vezi că mai mult monstru deasupra, ai grijă. Urcă, urcă scările, urcă scările. Pe scările la tine. Eu un crocodil care vine. Eu am murit. Nu, a murit. Vezi că și că deasupra voastră e dita mai monstru, ești de bucare, că e un șarpe crocodil. A vine înapoi la noi ăsta. L-a văzut aici, înapoi, mă, s-a luat pe Teo, l-a văzut. Nu, cred că e și pe schi. Am stat să o fugă, rapidă. N-avem cum. Le iau eu după mine. Închide-o, șachide-o, șachide. Ia stai, bă, verific eu dacă pot să supraviețuiesc. Da, mă, uite, n-are ce să ne fac așa. Și Sami. Sami, urcă-te pe țeavă, pe țeavă, în dreapta, în dreapta, mai în spate, din spate. Bun, bun. Fii atent, acum luăm noi după noi. Nu. Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da. Lasă-l să vină după mine, mă, și dau eu joc. Păi noi acum, fii atent. Păi vine după noi pentru că noi putem să ieșim, mă, acum. Ah, ok, și o să mă urc eu pe treaba aia, nu? Trackerul imediat, viața mea, mulțumesc din suflet de donație. Dacă e vesel că n-ai spus acolo, bă, nu mai e nicio muscă la voi. A, uite, uite crocodilul ăla, bă, cu balon. Da. E cineva jos de tot. Bă, noi am reușit să scăpăm, am luat monstrul ăla după noi și Sammy cred că a rămas în spate. Da, am rămas în spate, acum imediat o să... Dar voi cum am urcat scările tot în dreapta? Da, Teo, spune-i tu. Da, în dreapta, că dacă voi în stânga te-ai dus. Iată, ce facem noi acum, mă? Spune-i lui Sami să vină încoa. Sami, vină încoa, auzi. Nu mai am baterie la lanternă. Bun, deci eu am ieșit afară, nu știm când trecem mânca, vă rog. Nu, să nu umbi la... Mamă, trebuie să intre Sami acum, pentru că dacă vine aia pe voi, voi n-aveți cum să faci. Dar de ce să nu umblu, mă, Chet? Păi opriți luminile și trage zic că nu se va atunci. Am tras-o, trag, stai, și o să ies afară. Așteaptă. Acum o să trag. Ies. Poți să intru înapoi? Gata. Nu, vedeți. Bun. Hai, deci pe unde? Pe unde? Da. Pe aici. Uite așa în față, uite acolo e nava. Păi stai că trebuie să găsim aici, aici, da, uite. Uite aici, gata. Așa. Așa. Vai, Doamne. Salut, mult respect, o încerc și pe asta cu promovarea, poate o să intereseze pe cineva, să-mi spune și mie dacă merită. Aulă! Încerc! Maaa... Doamne, mâncați-ați la o cocoșapă, Teo, Zeki W. M-a luat direct. L-au bătut? Să-mi spuneți și mie dacă merită să continui și așa cu drag comentarii cu părere. Deci noi avem deja cota făcută, ca să știți. Viața mea, mă mai joc un pic și mă uit după aia și îți las și comentariu cu părere, îți las tot ce trebuie. Bine, mulțumesc din tot sufletul de donație, bro. Facem reacție, facem tot ce trebuie după ce terminăm aici. Hai că trebuie să fim cumva peste ca să putem face mai multe chestii. Da, ne trebuie și de astea. Mamă, Teo, bucățești. Din cauza că a murit Teo, vezi, mai scad bani. Da, eu vreau să vă întreb o chestie. Vă întreb o chestie. Noi ne luăm falling damage?
Da. Da. Da, ok. Zburăm pe Asura, în ultima zi. Încerca să las 2-3 iteme numai. Ideea e că eu până acum, eu nu știam să vorbesc de pe walkie-talkie. Mamă, nu mai am walkie-talkie, frate. Îți cumpăr eu acum. Să avem pe bă, dar care sunt șansele ca noi să batem real un monstru? Putem să cumpărăm iteme când jucăm mai mult. Uite, am lanternele, nu? Nu, lopată, mai e ceva bătă cu electricitate. Lopată, da, lopată. Eu am lopata în mână acum. Da, ia lopata și vedeți că vă las aici. Stai să-ți comanzi eu un ochet. S-am comandat de... Ok, s-a așteptat nava. Da? Mamă, ce... Am răgușit, bă, de la jocul ăsta, mă credeți? Bă, da. Îmi place maxim. Bă, și mie mi se pare tare rău de tot. Bun, în ce parte o luăm? Care este situația? Păi e harta aia de mai devreme. Da, e harta de mai devreme. Uite stup! Unde? Nu-l văd. Hai că fac el la fel, fac. Mâncă-i. Hai, mene, am găsit stup. Ia. Ai găsit stup? Da. Unde-i Sammy? Mamă, uite sus aia. Bă, vă duceți la navă, da? Da! Bun, acum e acolo la rachetă. Uite, e aici. Uite, e walkie-talkie, gata. Gata. Gata, mă. Unde sunt albinele astea? Ba da, ciorile astea poate mă bată? Nu știu, nici eu le aud. Cred că doar dacă le înjuri. Aoleu. Doamne! Le jucăm Little Company, bă, și Caterin că râm de tot. Am găsit jurnalul ceva pute aici, acum 24. Aoleu, Doamne. Da. Păi ce facem cu ăla? Bă, hai să intrăm, nu? Eu sunt la intrare, fratelo. Hai că venim acum, stai așa. Da, stai așa. Sami, dăm și un lol după ăsta? Da, fratelo, că te frâi. Asta că durează doar între... Păi nu știu, ăsta se joacă la infinit, gen, dar noi cred că o să mai stăm live, nu știu, o oră, ceva de genul. Bă, tu ai sărit de aici, Sami? Nu, am venit pe jos, direct. Ah. Puteți să luați pe piatra. Încercați să intrați în clădire. Stai așa că nu știu cum. Vino pe aici. Ia. Du-te mai acolo și ai o piatră, în dreapta, cred. Ah, ok. Hai să vedem, suntem la intrare aici. Ce? Bă, suntem toți la intrare. Hai să intrăm. Bun. Ia zi, ghidează-ne. E o minigun, e o chestie stânga. Ăsta din față, nu știu ce. Deci o turetă, stânga. În fața voastră e un minigun. E un minigun în fața voastră. Deci o turetă, turetă. E jos sau e sus? Aici e bine dacă o luăm. Bă, e monstru în față. Cu doi ochi albi. Mă duc să-i dau lopată? Mă, nu știu ce să zic. Doar tu ai lopată. Hai, am de curopețe dacă vreți. Bă, dar unul trebuie să lumineze. Fac eu lumină, Bă, hai. Trebuie să batem monstru ăla? Da. Că n-am lopată. Deci cum ești în dreapta? Da, uite-i ochii. Vine. Vedeți că am oprit tureta, puteți să vă întoarceți să vă luați pe la tureta. Auzi, a oprit tureta. Băi, da, tureta e... Ai oprit-o sau nu? Ba da, treceți pe acolo. Aici e cu tătură. În stânga, pe aici era.
A, uite-mă! Aolo! 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 Chet, cred că a murit, bă, Sami. Chet nu pare să fie mort, că nu văd cum se mișcă. Stai că și-a devenit și-a devenit. A murit. A murit, mă, Chet. Aveți de pe aici jos la noi? Mamă, ce e aici? Mâncați și pipa ta, vină aia repede. Am luat și eu una. Bun, am luat două. Avem două iteme. E oprită tureta, mă? Nu, opresc imediat, vedeți că durează 5 secunde să o opresc, adică nu durează. Dar nu, păi tu zine când e oprită, că noi suntem... E oprită de 5 secunde. Haide, haide, repede. Eu nu știu dacă tu ai văzut, dar tu... Bă, dar... Există o singură problemă, e un monstru în Chet. Aaa, e clar. În Chet? Nu mai e Chet aici. Veniți-vă de la navă, că s-a dat vot, s-a dat vot. Ce se dă, mă? S-a dat vot, veniți-vă de la navă, pleacă navă la ora 5.43, veniți-vă. Păi da, dar stai să vedem dacă mai știm să venim. Luați-o bine, că o luați în față, luați-o în față. Trebuie să găsim pe unde urcăm, gen. Nu trebuie să urcați niciunde. Ah. Țineți-o în față, țineți-o în față. Dreapta. Acum țin ce faci. Da. Bun, hai aici. Mamă, frate. Hai, aruncați itemele. Ai luat tu ambele iteme, Sami? Da. Mamă, 54-49. Mamă, da, asta doar într-o singură cameră. Mamă, holy! Stare curios dacă le vindem. Păi cum să nu le vindem? Am găsit cumpărător. Păi ai fi atent, facem un scurt calcul. 300... Depinde ce carte. 354 mi-arată mie că le-am vinde pe toate. Bă, 354 nu e rău. 375. Deci 375 ar costa tot ce am noi aici. Hai mă că reușim. Ia să vedem. Ok. Zero days left. Hai să vedem, deci acum ne trimite direct pe aia, nu? Trebuie să mergem să vindem. Salut. Nu pot să merg. Salut. A, bă, da, gata, pot. Bă, dar eu sunt curios, hai mine, tu aici vedeai ca și cum vezi prin ochii noștri sau? Nu. Vede harta, gen. Da. Ah, bă, mi s-a blocat, stai. Gen, un fel de radar. Mi s-a blocat corpul. Stai puțin să-i dau două capace, pac. Bă, vreau să văd pe chat cine e treaz sau cine e aici, cine e viu. Mă, ce? Gata. Ram tam 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 tam. Vreau să-mi știu chat-ul, fără Caterinca. E bun, Mihai. A, ok, deci e lume pai, mamă, mâncați aici gura ta, a bubuit, ok, am înțeles, gata, deci erați pe spate, da? Că nu mai scrie nimeni, mâncați aici gura ta, am zis că sunt singur cu mama. Hai să vindem, fratelo! Deci, sell item. Ia ține femei, 5, scrie toți 5 care sunt aici. Sell item, bun. Deci noi aici scoatem gata, frate, full profit, nu? Ia uite-i pai mei, ești nebun la cap. Bă, eu n-am luat niciun item. A, tu ai venit să le duci înapoi. Mai sunt mă pe aici? Da. Mai e ăsta. Mai e ceva de vânzare? Ăsta. Stai așa. Atât? Să duceți mamă cu pe toți, frate, s-a trezit chiar după bune. Bă, unde? Nu văd cubul Rubik. Unde? Așa, băutură, sticla de băutură. Gata. Acolo sus. Nu mai e nimic. Fugiți, dați-vă să de. Ru.
Cum ne uităm și ne uităm la film, da. Ești bun? Gata, s-a vândut tot? Gata? Da, hai să vedem cât. Păi și ea cât avem? 375. Bine! Bun rău. Nemo! Așa, da. Zarzava, da, uite-l pe Zac. Pe cine? Pe Zac. Zap, 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 bro, zap, ha, dăgăra, dăgăra, da. Zac și Cody, Zac și Codița. Da. Zac era pe harta trecută. Zac și Moody. 336 în total avem. A, mamă, atâta trebuie să scoatem noi 336 în 3 zile? Mamă, da. LOL. Bă, eu vreau să vă zic sincer, mie chiar mi se pare Caterinca jocul, gen. Bă, l-ador. Bă, chiar e tare. N-ai cum sincer, gen. Bă, da, e tare, dacă ai echipă mișto. Când a trebuit să zbier la țânțarii aia noaptea să vă salvez și Chet să plângă după ei. Chet urlă să da. Plece monștrii. Doamne, tare rău de tot, bă, tare rău. Nu prea am înțeles aia cu mâzga, cum puteam să o facem sau cum. Păi, n-ai văzut că ne-am urcat pe margini și gen după aia îl chemam la unul și la altul ca să treacă și celălalt și tot așa? Aia era pasivă lui Zic. Înțeles, da. Nice. Un LOL cântăm și noi. Numai la LOL vă gândiți, fugiți-mă la LOL și jucați-vă. Hai 2v2, aveți tupeu? N-a poftim. Da. Nu, eu mă bat la Fortnite. Am cerut. Gata, nu ne mai jucăm asta? Păi eu dacă vreți la LOL? Eu vreau, păi nu, gen, a fost o rășeau. Hai să mai dăm unde ăsta. Păi avem dragul 440 de bun și avem și ofertă la șoveluri de luăm. Mamă, eu vreau și un șovel acum, deci eu vreau neapărat un șovel. Iau trei șoveluri. Am și o întrebare, stai așa un pic. Deci noi avem așa, de făcut 336, dar ne luând în calcul ce am făcut până acum, deci aia putem să-i cheltuim cum vrem? Da. Ok, păi hai să ne luăm chestii mai șmechere, ia ne bâta aia electrizantă, să dăm în monștrii ăștia. Bă, mi-aș dori și eu, dacă se poate, niște Pepsi. Și ce ne mai dorim? Adică da, ce era la boomboxat? Ce e la boombox? Ia ziceți-mi ca să știu. Că poate le iau la PS3 boombox. Deci fii atent. Boombox începe. Ciocolată. Mătă-nătă-nătă-nătă. Sami Lăutaru, băi, frate, băi. Păi ce face muzica aia? La ce o folosim? Costă 60 grei, cam scumpă. Atrage monștri, cred, monștri. Și noi ne ducem până altă parte. Da. A, păi vă cumpăr, nu știu, una, nu? O ține Teo. Mă cumpăr două boomboxuri, mă. Cumpăr un boomboxuri și tine. Dă-i lui Chet să fugă cu el, să fugă toți monștri după el. Ce smoleală. Sunt leader. Ia și o undiță dacă tu faci. Ați avut până acum nevoie de a vă deschide ușile și n-aveați cum? Nu. Nu. Cum o să nu vă iubesc, mă, așa. O să cumpăr teleport, nu mai avem bani. Ce le mai cumpăr chat? Bă, ia niște scutece, niște pampers. Ia niște pampers, niște Adidas. Niște deodorant Olds, poate dacă se poate. Niște haine frumoase. De pe fuțiu cu codul rechin. Da, ia ceva, ia niște easy în picioare. Bă, stai așa, spray paint-ul pe la ce-l folosesc, băieții, ca să știu dacă le iau sau nu. Să desenăm pe aici, nu vorbiți cu Hymen. De ce mi-arată să-mi schimb asta? A, pui semne? Aaa, și la ce trebuie vreo semn. Hai mă, frate, că nu trece timpul, gen. Nu. Pro, flash, cred că până deschizi ușile. 3, confirm. Bă, mai băstăm nici una, poate muriți, așa că... Stai. Cum? Muns? Hai să vedem unde vă ducem. Offense, bă, cu costa asta. Ia uite de ce scrie pe asta al meu în mână, vezi? Se vede ce scriu? Ce scrie? Ce? Scam? Scrie... Nu știu cum îl las jos. L-am tras de aici, de pe perete. You're in deep access file, Sigurd. Oh, ia, asta e nouă? Da. E aceeași. Nu e aceeași. Ba, da, mamă, la limită ai. E aceeași, mă, ce ai? Nu e. Nu e, credeți-mă.
Ia. Ok. Hai să căutăm stupi, bă. Stai. Încărcați-vă lanternele și ochitocurile. Aolo, da, bă, da. Ce da, lanternă da, e viața mea, că n-am nicio lanternă. Păi trebuie să vă vină acum. Ok. Stai așa. 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 Bun. Uite, bă, aici vin itemele. Așa. Vreau să o lopată. Bă, închet, rămâi tu la bază. Uite, eu lopată, eu lopată aici. Bă, ai luat prea multe, mă. Ai luat prea multe. Eu? N-am luat. Eu lanternă pe jos. Eu am luat o lopată și atât. Dați-i un ochitochi-ul ăsta. Ia uzi, bă. Mamă, ce... Bă, frate, te-am luat prea multe. Sunt două lanterne pe jos și o lopată. Păi lasă, numai... bagă-le în inventar, că avem inventar în navă. Băgați-le în navă. Bine, bă, luați-le pe jos. S-am lăsat și eu un ochitochi. Uite lanterna aici, lanterna aici, lanterna aici. Nu mai am loc. Ce e, Sammy, mă auzi? Da, te aud. Te aud, bă, cum vin. Aha. Bun. Ați luat moto de aici, de afară? Păi nu știu, că ne uităm acum. Uite, mai e boomboxul ăla, nu era al tău? Ba da. Păi lasă-mă la voi, frate. Păi am full, mă, după aia dacă găsesc item nu pot să iau nimic. Păi lasă-le în store acolo, în ăla. Păi acum, stai așa. Las și lanterna, așa, și iau doar walkie-talkie și lopată. Gata, mă. Deci am un singur slot, atâta vă zic, am o lopată, o lanternă și un walkie-talkie. Eu am două. Eu n-am ochitochi. Ce te joci tu, Little Company, e tare rău tot. Dați un ochitochi lui Chet. Unul dintre voi, Sammy, sau... Oricare, eu. Irelevant. Ia mă, ia. Mulțumesc, Teo, 10. Alo? Da. Hai. Doar că trebuie să-mi zici și mie ce zice ăsta. Da. Bă, Cristi, dar n-ai HP că te ții de burtă când mergi. Nu, sunt gravid. Îl dai burta. Mă, dar unde-i Teo? Aici. Sammy, m-auzi? Ia stai puțin. Ia zi ceva, Chet. Ceva. Chet? A zis. N-a zis. Ok, bun, ia tu asta, că degeaba nu-l aud. Bro, cum adică n-a zis? Păi eu nu-l aud, frate, pe Chet, nu înțeleg. Eu aveam o pornită. O aveam, am închis-o înainte să o dau, da. Ah, ok. Ca să nu consum bateria, gen. Nu mi-am luat, mă, lanternă, ce să fac cu lanternă? Am eu, am două sloturi libere. Au ăștia lanterne. Am lanternă și, de-aia, uite acolo e entrance-ul. Deci cu cât ai mai multe chile pe tine, cu atâta ești mai... Aveți grijă să aveți jump-ul. Așa. Să ziceți mie, vă rog, cum aș zice Chet. Da, deocamdată nu zice nimic. Momentan n-a zis nimic. Momentan ne lasă să ne descurcăm. Bă, e tare că tu poți să oprești aia, gen... Tureta și alea. Da, vezi, Chet, fian, tu poți să oprești tureta, te uiți pe ecranul ăla să vezi ce scrie acolo la tureta H5, H2 și gen scrie exact cu literă mică sau cu literă mare la tureta, știi, ca să poți să dezactivezi. Nu ne vorbești, mă! O, Chet! Am intrat din mâine, v-am venit să-mi dea. Le vă. Hai să le luăm. Nu, asta aici. Bun, luați-le voi pe alea două. Asta e mare rău. Aveți foarte multe iteme în capătul culorului într-o cameră. Auzi că sunt multe în capătul culoarului într-o cameră. A, ok. Uite aici. Uite aici, avem așa. Avem... Bă, vin monștrii că a făcut gălăgie, Sammy. Nu văd niciun monstru. Aici mai sunt două chestii jos. Ia. Mai sunt două chestii aici, dacă puteți să le luați.
Bă, mai aveți spațiu? Mai aveți spațiu? Nu avem loc, stai așa să le lăsăm la intrare. Ați luat tot. Deci ăsta așa... În față de tot e un item, Cristi. În stânga... Ai, că ai luat, dar că e... A, n-ai ușa. Garantez că nu s-au luat ale. Puteam să jur că nu au luat asta. Păi n-aveam loc viața mea. Păi l-am întrebat pe Jaime, ați luat tot? Da. Ce, până acum nu mă auzi? Ba, da, dar gen, eu vreau cu mine. Mai e ceva sus? Că mai am un slot. Nu, sus nu mai e nimica. Am și eu două. Dar jos ați verificat? Nu. E înfundătură. Nu te duc acolo, că e un monstru. Hai să mergem să ne lăsăm acolo. Cui ai zis? Lucristi. Vezi că e monstru la Hymen. E ce? Aici la mine e ceva, Chet? Păi nu cred că știe care suntem. Cine nu-i nimic. Dar nu mai e nimic acolo, Lucristi. Așa, ne așteaptă puțin. Chet, mai e acolo. Aici nu cred că sunt ITMT-ul. Da, nu e nimic. Nu e nimic. Ce facem? Mergem? E monstru în față. E monstru, trebuie să te uiți la el. Dăm lopată! Nu, nu, sunt doi monștri. Hai să plecăm. Hai să plecăm. Bă, avem foarte multe, sincer, chiar sunt, uite, deci tu câte avem motoare. Sunt muștri afară și e noapte. Bă, hai. Mai aveți loc? Nu e noapte, mi se păru. Ok, sper că nu are picioarele. Vedeți că sunt monștri pe acolo, frate, aveți grijă. La unde? Pe la Chet. Așa a zis? Da, a zis avem grijă. Mamă, nu pot să alerg, mă, frate. Ia, veniți că nava e pe aici, cred. Bă, eu cum ați sărit? Că nu, eu nu pot. Mergi mai în dreapta, așa, și... Aici. Stai, mă, că nu poate să sară! Ho! Gata. Păi nu e pe sărit, sunt pitule! Bă, e pârdii n-avea cu sară! Vine ăsta, spiară la el! A murit tău, că n-a tipat. Aoleu, mor. Păi tâmpitule, la asta nu trebuie să vorbești, că nu suntem par... Bă, vau, sunteți aproape. Mă, mai ta... Tâmpitule, suntem pe altă planetă, idiote. Pe altă planetă ești tu! Nu știu că aici acum nebunește. Bă, eu n-am cum să sar. Mamă, cât am rata. E de matiz. Bă, și acum trebuie să mergem să luăm ce a rămas, nu? Dar da, liniște. Da, liniște. Vin și eu. Dar nu puteam să-l lopățim? Bă, nu. Să-l lopățim. Ce nu mai vine? Am căzut. Mamă, cât e mai rău. Ma. Ia, ce faci ăsta? Forță. Nu mai da, mă, că îl chemi ăla. Păi de unde-i Sami? Păi nu știu, a căzut. Sami! Sami! Zabă!
Acum nu mai apare, e aproape de lava. De pe tău. A, da, ui, ăla, bine? Da, da, da. Îți arată unde-i lava, gen. Hai repede. Aaa, ah, ok. Să nu vii Sami să ne ajungi până când mai aveam iteme, să rămâi aici. Mai aveam un item, a fugit un monstru. A fugit un monstru după mine. Mai aveam un item, Doamne, frate. Doamne, ce fetiță. Bă, îmi pare rău. Oricum, avem deci o grămadă, mă, avem o grămadă de iteme. Deci, vezi, da, cât avem, avem... Mult rău avem în moment. Bă, n-ați închis ușile, bă. Te pup, socol. Ce rost are, frate. Doamne. Deci avem în total... Mult rău. Da, 280. N-am făcut cuota ăla. Păi stai, mă, că e... nimeni. Noi trebuia că, până bă, atunci să facem. Până acum, da, mai avem două zile, mai avem două zile, mă. Mai avem două zile să facem ăla, da, și ne-am făcut într-o zi, uite și tu. Aia da, azi. Jumate. Monstia. Mai mult de jumate. A, mai mult de jumate, da. Trebuia să țip la cioară? Nu, mă, nu. Bă, eu vă zic că trebuie să țip la cioara aia, sincer vă zic. Asturians. Și eu cred, bă. Asturians. Sau hai pe Marte. Plec pe plec Marte, pe Marte pasă, da. Plec departe, departe de tot, na 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 na. Plec de tot, departe de tot. De tot ce am avut. Deschidem ușa, bă. Dar am pierdut. Bă, lopata asta, zice sincer, are vreun sens să o iau, că oricum nu facem nimic cu lopata, am luat lanternă. Mamă, suntem în pădure, ce de sunt? No, eu nu mai merg pe mapa asta. De ce, ce se întâmplă pe mapa asta? E aici unde am murit de la albine. Ah, hai mă, hai, că n-are nimica. Acum știm ce să facem la albine. Asta nu e aia cu podul, de s-a rupt podul cu noi? Ba da. Ba da, ba da. Hai. Bă, e mare, mare prăpastie, gen. Dar nu-mi dau seama în ce parte e intrarea. Bă, vă încărca rățelea. Care e ăsta? Bă, nu cred că mi-am încărcat astea. Bă, bine zici. A, mamă, ai dreptate, mamă, era la mine era 0%. A, de ce ai bateria, bă, de sus de acolo? Da, mă, da, din stânga sus e bateria, ți-ar că mai ai. Da, unde e, mă, nava? Aici în față, uite acolo. Ah, ok. Uite-o. E în dreapta, mă. Stai, aici. Da. Mamă, eu mă duce. Zdipa mea e de hârtie. Baterie. Hop. Ia. Yeah. Mă, nu-mi sare ăsta. Așa. Gata. De ce râzi, mă? Gata. Hai. De Cristi. Haide, mă. Bă, ochii sunt în cealaltă parte. Stai în navă, nu vreau, mă. A, unde? Băi! Da, mă, da. Aici, uite, acolo. A, da, bă, la ochi trebuie să mergem. Suntem prea mulți pe pod și alergăm, atunci se rupe. A, ok. A, hai să ne uităm după stup, mă, Teo, să vedem dacă putem să luăm stup de ăla. Hai. Mă, care e ăla acolo îngată, bă? Dar tu vezi când fac eu așa, gen, când dau semnale de-astea? Da. Hai, care e ăsta? Dacă merge se pod. Hai, mă. Dacă mergem se pod și alergăm toți în așa timp, de aia se rupe, trebuie să mergem încet. A, deci nu l-a rupt monstrul ăla? Da. Eu am crezut că suntem noi foarte grași. A, uite ce e acolo, ăla ești tu? A, e cioară. A, ok. Bă. Ia zi-ne. E totul liber, auzi. Da, bă, dar trebuie bun, bun, mai perfect. Nimic aici. În dreapta. Auzi, bă, că am trecut pe lângă niște iteme. Ce, că trebuie să mergem câte unul. Bă, e turete. Ce, m-am speriat, bă, nu mai faceți așa că m-am speriat. Bă, e mina, e mina! Aia ți-ar zice că e ceva pe jos acolo. Și tu te-ai dus exact pe ea. Mamă, credeam că e gen item, să nu călcați acolo că ne-am dus dracu. Tureta în dreapta. Bă. Cum o dezactivează, mă, zilul ăsta, cum dezactivează tureta? Bă, băule, scrie gen codul pe care l-are tureta pentru 5 secunde. A dezactivat. Da, doar. Bă, tureta, Teo! Teo, zici, mă, te-o curat, mă, frate. Uite,
Băi, dar chiar bă, care credeți că era jobul nostru dacă nu eram youtuber? Hai, veniți. Ok. Vedeți ceva pe aici? Bă, dezactivează fumul ăsta. Vă zic eu că aici trebuie să fie monstru, n-are cum să nu fie. Deci dacă noi mai știm să ieșim pe aici, mâncava cu pota voastră. M-am mâncat labirintul, bă. Eu m-am pierdut. Bă, eu vă zic sincer, eu am la lopata în mână, gen. Bă, eu nu știu unde sunteți, mâncava așa. Bă! Ma! Mă, unde? Ma, mă! Care e aici? Uite aici în partea asta. Mă, nu fac așa, că dau cu lopata în cap. Sunt de tură în fiecare. Nu, trebuie să, uite, trebuie să sar pe aici. Uite, vedeți că sunt 4 iteme în camera asta. Sunt 4 iteme în camera asta. În care cameră? În care cameră? În camera unde e Cristi. În camera unde e Cristi. Unde ești, băi, haimene? Deasupra l-am auzit. Acolo sunt 4 iteme. Veniți după mine aici. Așa. Ia vedeți motoarele astea două, cât costă, Trăivar? Motoare, motoare. Cât costă? Mult, păi, rău. Deci uite de ce am eu în mână. Am un de-asta. Am un crown vândăla de nu mai aveți loc, mă? Bă, eu și ce? Nu, stai, aruncă-mi un item. Cam două spoturi. Aruncă-mi un item, așa. Și acum hai să luăm și motoarele. Eu așa am făcut, exact așa. Eu am două chestii în mână. Păi mai am eu loc de... Mai am dar un loc de item. Nu dezactivezi boomboxul ăla, mâncați așa, că eu cred că atrage monștri. Nu, nu. Dar ce face? Eu mai am baterie. Ia uite. Uite item aici. Mamă, câte mai sunt, bro, dar nu mai avem loc. Astea sunt scumpe rău. Deci 71 costă un crown horn. Îmi aruncă itemele mele. Mi-am aruncat eu astea două. Și ne întoarcem după ele. Bine, hai, bine. Hai să... Doar că eu nu știu pe unde să ieșim acum, Teoart. Oprește-te. Ar fi trebuit să... melodia. Nu mă, nu știu, mă, prins la terra că se duce bateria. Veniți după mine că știu eu pe unde. Hai că știu ăsta ce dă. Păi dar stai așa că n-avem... Vină pe aici că știu cu orientarea în spațiu. Vezi că... Stai bă că am 40 de lb aici pe mine și alerg greu. Bă, nu știu cum faceți, dar încercați să vă întoarceți că e edita mai monstru afară, nu știu cum să-i... Bă, a zis Chet că e edita mai monstru afară și trebuie să facem cumva să ne întoarcem. Team leak detected visibility low. Hai mă că ai zis că știi. Nu văd nimic, Teo. Așa. Mamă, cred că aici murim, mâncați aici cura ta. No, aici se termină totul. Ne luăm rămas bun. Adio. Bă, uite, visul în spate frumos, e lumină. Noi n-ar trebui să mergem spre lumină. Ihai. Deci unde-i? Poate să-i răspundă clavă cineva lui ăsta, că e o car ăsta. Eu n-am de-ala. Eu nu am stație. Păi, bă, dă-mi să-ți arunc stația, stai așa și dă-mi un item. Mai am foarte puțină baterie la lanternă, dacă nu... Băi, chef! Pe unde ieșim? Păi zi! Așa. Ho, ușor, că am așa în mână! Așa. Așa. A, dreapta, vrei să zici, păi zi, învață dreapta, stânga, dreapta. Așa. Mie mi s-a dus bateria. Și mie. Eu nu mai văd nimic. Băi, Chet, ești distrus? Oameni, l-ați lăsat pe Chet la navă! Unde? Așa. Așa. Tu zici, hai mini așa. Ok, bine. Ah, ok. Păi și dacă aici e turetă? Noi avem o singură scăpare. Bă! Mamă, da, fiți, ce fiți atenți, fiți atenți, noi de sărim pe asta, băieți. Bine, n-am cum să sar cu motorul în mână. Da, ba da. Dă-te. Ba da, ai. Bă, nu, am emoții. Hai mă că poți, ușor, ține shift-ul apăsat. Gata. Ține shift-ul apăsat.
Așa, și shift-ul a apăsat și aici. Bravo, hai, hai, hai. Bă, mină, 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 mină! Ah, Olo. Mină! Bun. Bombă, mamă, e noapte, bă. Deci voi vreți să ziceți mie că voi vreți să ne mai întoarcem după alea ale tale, nu? Hai că ne mai întoarcem, da, dacă asta. Bă! Poate prinde reducere la ele pe store. Uite-te direct în față, full... Stau? Da, da, full față, în față. Da. Bă, dar oricum, mai aveam spare items, mă, mai aveam și o lanternă pe acolo, erau parcă. Erau multe rău, ceai, erau clownul ăla, costa 70 de dolari. Păi nu. Da, mă, dar deja e 8, la ora 10 mi se pare că trebuie să ne întoarcem, n-avem timp, pierdem mult. Da, n-avem, n-avem timp. 10-22 mii, deja îmi taie mama. Și e păcat să pierdem asta, că avem... Sunt... A, sunt ciori? Da. A, firarele dracu. De ce nu-ți bea rachet? Bă, 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 alo, 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 pe aici. Te-ai auzit? Mulțumim de ajutor, cred că ne pierdusem aici aproape de navă. Scuze, mai știam unde sunt, vreau să mă întorc la bază. Eu vreau să mă întorc înăuntru. Și la fel. Așa, mă. Mama, vezi că avem o grămadă, bro. Luarăm toată mapa aici, nebun, și mai avem o zi. Uuu, nice rău. Nebuni. Nice rău. 400! Cel mai bun run ever ești nebun pe care l-am avut pe jocul ăsta. Bă, și gândiți-vă că am lăsat, am lăsat și o lanternă și o daia înăuntru, gen. Bă, băi, voi vedeți câți bani avem? Mamă, mă, cavaș. Deci avem 400 și 410. Deci era Adrian, n-am făcut poză cu tine, cum o să vedem ce mai era la coafor. Doamne, let's go! Da, mă, nebun, bine, bine. Hai, ne mai trebuie un run bun acum, nu? Da, și după vindem la preț maxim. Nice. Bă, frate, de ce îmi dă într-una că eu sunt cel mai paranoic angajat? Ești cel mai paranoic angajat. Când te joci Among Us, ce emoție. Bă, vreți să dăm o tură de experimentation iar, adică mapa aia unde sunt pe care am început în prima rundă? Da. Cum mai ții minte pe ce am început prima rundă, zic sincer. Hai că mie îmi place și e easy. Pe gen oricum îmi luarăm o grămadă. Chris, okay. Trebuie să iei o hartă de aia cu fulgere. Mamă, pe bă, alea costă bani, dar las că mergem și pe alea. Că se salvează salvarea. Costă bani? Păi n-avem cum să le crăcuim? Handicapatule. Cu banii ăștia, băi, handicapatule. Aaa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 a
eu zic să ținem doar unul, o stație, mă. Și restul stăm together, ca să avem un spațiu. Da, bă, dar, da, real vorbind, aici, lopata asta îmi trebuie? Nu. No. Bă, o poți folosi la anumite, la păianjen, cred. Nu, fiant la ce se folosește, dacă sare un păianjen pe tine, ăla cu lopata trebuie să dea, să ajute, știi? Practic, bă, am uitat să-mi încarc lanterna, bro. Bă, și eu am uitat. Mamă, și am uitat să-mi fac asta, hai, hai, hai. Mamă, hai să ne, că suntem, știi cum, paralichiped. Bine că mergi să-ți că... Bucket, gata, a ajuns cu tine. Că-mi doare stomacelul. Nu cred. Nu, urât vorbește pe femeie, dă să-i dau un timeout. Oh, 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 unde? M-am crezut că te-ai făcut noi aici. Bă, păi lua rămai tebele, uite. Aha, furt cyber-e să le vindem. Așa, mă, gata. Uite, sunt item de 645 de dolari aici. 645 de mii. Doamne, cum se zice, că troapa e calul. Te-au, dar dar ceva o băștere în spate, nu. Teo. Nu, jur că nu eu. Sami, ai lăsat dâră, da, viața mea. Bă! Unde ne, păi și unde mergem pe aici? Bă, tu ne duci la peschele, unde ne duci aici? Bă, da, hai, mene! Mă, dar ăsta s-a dus singur! Avem două iteme aici. Dar tu ce faci, păi, mă, te vezi singur? A, aici e ieșirea. Ia, vedeți că aici ce că mai e pe culoare un item în față. Veniți aici cu mine. A, uite, luați-l.
Ei, zi. E not pull valve. Am văzut valve. A, uite aici, e de săritură. Nu sărim, nu? S-are rost să sărim, mă, treabă-l. Aici? Aici pe aici iese, mă. Ce faceți, mă, fugiți de mine, mă luați la mișto? Eu nu știu ce face. Păi stai, bă, că eu vorbesc că și îmi dă indicii. Așa, păi deci stăm acum. Păi ne-am întors de aici. Bă, aici e stânga de vrea să zică el. Pe care perete? Așa, ce cu peretele ăsta? A, deci pe partea ailaltă e o cameră cică cu multe iteme, dar e un monstru. Păi hai să mergem la el. Îi dă Sami cu lopata aia, uite, a scos-o direct. Direct am scos lopata la el. Păi cred că... aici cred. Deci pe aici. Uite, pe aici cred, mă, pe sus. Da, uite, a, ba nu, aici e fire exit. Nu, pe aici, pe jos. Nu, vă zic că trebuie să sărim acolo, mă, pe... Da, și eu zic, și eu zic. Hai. Nu, stai. Locked. Aici e locked, bă. Nu, e partea asta stream. Doamne. A, s-a dus Hyman. Eu am rost noi doi, nu mai știți care e problema? Ce-a făcut Hyman, m-a căzut? Uite-l jos acolo, nu vezi cum e întins? Dar știi care e problema? Că nu mai avem walkie-talkie. Nu mai avem stații. Bă, bă, de ce s-a grăbit, mă, ăsta? Vezi că aici e mină. Nu, aici e camera. Ia, ușor. Da, uite acolo, gata. Trebuie să sărim? Nu. Ia, pe scări. Mamă, mâncă ce-și mai sărit. Trebuia să iau... Trebuia să... Bă, nu mai trezi, nu-i bine. Scoate lopata. Uite, aici e un motor. Du-te iar tu, Sam. Și așa, vină înapoi. Mai e ceva oare? Mergem înapoi, mă. Da, mă, hai să mergem. Stai. Bă, a trecut în dreapta ceva, ai văzut? Nu. Aia l-am în față, mă. Exact unde am venit. Uite. Cioroba. Cum sar eu, mâncați așa? Poți alergi cu ăsta, deci ai putea, dar stai să vedem ce face ăsta. La tate, poate bine, la tate. Ieși. Nu. Mă, vine, mă, coace! Ieși afară! Dă-i cu lăsata! Ieși, du-te, nu mai ești, nu, du-te, du-te și poate să mor! Nu aici, mă, uite aici! Ce trebuie să fac? Bă, mă, de-ai dat două lopezi, l-ai întins pe jos, mâncați-o și gura ta. Mamă, dar am lăsat motorul, m-am întors, știi, instant. Uite aici, e nava în față. Aula. Mamă, și fără walkie-talkie ești nebun? Mamă, bro, numărul 1 ai fost. Deci ai cărat, ai cărat cura asta rău de tot. Cel mai nou player de pe jocul ăsta, Hyman. Chet, că a stat la bază. Salut.
Salut, mă, Ken, te-ai distrat? Da. Bă, dar voi mă auzeți? Nu, păi noi n-aveam stație. Că n-aveam walkie-talkie. Aaa, vorbeam ca prostul degeaba. Păi hai să mergem, că nu mai avem ce să facem. Trebuie să-l reviem pe Hyman. Să vindem tot. Holy, ce a fost aici, bă. A căzut ăsta, bă, cu două iteme, s-a grăbit. Ăsta mereu se grăbește, mă, când știe sau când are vreun hint, nu, ceva, nu, o ia în față. Nu, nu, zic eu, i-a fost așa, i-a fost frică și a zis că o dă direct, dă-i în față ce se întâmplă, se întâmplă. Bă, dar s-a întors, băi, Ken. Deci l-a alergat pe Sami, pe ea în genul ăla, a reușit să scape. Eu am auzit că da, Teo, nu! Și atât s-a ieșit și eu nu mai înțelegeam ce se întâmplă și m-am dus înapoi acolo și venea ăla spre mine și m-am speriat și după aia l-au pe Sami. Ia da aici, băia, și-a rușit și a tras o lopată, l-a întins pe jos și zicea într-una: Teo, pleacă, Teo, pleacă, ieși, eu nu știam pe unde să ies, mâncați-aș gura ta, nu știam ce să fac. Vai, Doamne! Bă, vezi că a fost tare rău. Bă, hai să închidem ușile. Eu închisesem ușa. Păi, așa, mamă, hai să se întoarcă. Bă, a băi, fost mortal, tare rău de tot, dar avem iteme aici de ne... Bă, eu cred că facem golul ăla, gen. Ce-ai, mă, că avem 500 și... Vai, Doamne. Mamă. Normal, dăm o speră noi de employee. Ia. Bă, asta oare le ia că eu urlu sau ceva? Nu știu, probabil. Hai, noroc, sănătate. De ce te grăbești, vreau să-mi spui, urecheatule? De ce te grăbești? Dă-i de eterna. Incompetenților. Tot noi. Tot noi. Competenților. Doamne, prea incompetenților. Competenților. Incompetenților. Incompetenților. Mamă, deci avem 534 în total. Nu, stau să gândeam un fraiere. Nu, îți garantez, 534. Eu pun pariu pe ce vrei tu. Ce, mai avem o zi? Bro, n-ai tu pe două banane. Pe două banane și un kiwi. Bine. Mamă, tot să-mi luam motoare. Aoleu. Hai, Ken, vino și vinde. Vin, vin. Băi, noroc că sănătatea au avut și ea de pe Titanic. Da, da, da. Aici nu trebuie să dau ce să zic. Bă. 35. Noroc. Sărna. Bă. Bă. Bă, nu mai da, de ce ai dat? Bă, ne-a luat itemele. Bă. Bă, nu trebuie să dai pe ăla, că vine monstru. Eu n-am apăsat, mă, pe nimic, am dat doar sell item. Dar stai! Hai, mena, dar... Ce? Să nu fi dat din greșeală, că la un nuat apare neapărat butonul ăla. Dați-l. Chet se duce să dea sell. Aba, nu mai avem, aba, nu mai avem. Nu, nu, Chet se duce să dea sell. Ia. O să vină monstru, fii atent. De ce mai dai o dată? Râde, Ked, râde! Le-a luat. Păi nu, că am mai avut una, mai avut una. Ah, nice, nice. Mama, am rupt, bă, 700, ești nebun. Ghiciți câți bani avem? 828 de bani. Oameni, bă, dar eu am întrebare, eu am, stai puțin, eu am întrebare, dacă noi ieșim de aici și reintrăm, te salvează asta? La mulți ani, Vic, și eu să fiu sănătos. Mamă, cât de insane, păi noi nu știu, noi să mergi, o să fie cel mai lung run din România. Da, mă, dar facem. Deci facem ziua. Hai, 800, safe, copil, familie. Păi hai, se salvează deja, deci stai safe-ul ăsta, da, am stră asta. Da, da, da. Rămâne mai aici, nu? Tare rău, ne ieșim. Tare rău, bă, bă, tare, tare rău de tot, sincer. Nu vrem, mă, să dăm un 2v2 rapid, custom la mișto? Stați. Nu, eu nu mă joc, eu nu mă joc. Un custom rapid, bă. Nu, nu. Monitoring Teo 10. Bă, trebuie să fim în orbită. Orbită. În orbită. Deci asta este special pentru Ket. Lopată în cap.
Că nu te aud deloc, sincer, nu înțeleg de ce nu te aud. Nici eu nu înțeleg, bă, de ce. Gata, mă, gata. Ce? Quota rich, overtime bonus, ia vezi, 57. Mă, 57 de dolari. Mamă, ce muncă nasul. A, mamă, 500 da, deci, te practic, pune. Gata, 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 s-a salvat. Bine. Gata, mă, m-auziți? Da, mă, da. Băi, ce am râs. Da, mă, tare rău, nu știi, ghiciți ce, avem mapa salvată. Tare rău de tot. Am save-ul salvat. Continuăm viețile mele, v-a plăcut? S-am uitat. 12 zile, bro, am rezistat, dacă vine să credeți, 12 zile am rezistat. Mamă, ești nebun la cap în 12 zile. Nu cred că am jucat niciodată așa mult. Mă, 2 ore. Așa mult. Și 885, bro, de bani. Da. Bombă. Gen, e mult rău, nu știu dacă realizați. Bă, eu nu realizez, dar mie mi-a plăcut. Eu l-am salvat pe Teo cu o lopată. Mamă, am râs rău de tot, bă. Am râs rău de tot. Da, cred că jocul ăsta trebuie jucat în etape, mă, gen, maxim 2 ore, că după aia la un moment dat ți se ia și bă, neapărat, bro. Neapărat. Da, da, da. Eu deja am dat, mi s-a dat burnout de ăla, cum se numește. Da, 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 da. Trebuie acum un switch pe Fortnite. Fortnite ăla, da. Mamă, gii. Bă, dăm un quad pe Fortnite. Eu dau, fratelo. Bă, vreți? Da, hai. Da, eu dau. Hai, Epic hai. Games, ia. Mamă, eram și pe Fortnite. De ce eram pe Fortnite? Mamă, ce calculator. A, de-aia nu te auzeam, mai Ochet. Dar de ce nu mai sunt logat pe Epic Chet... Games, doamne? Chet, până acum vorbeam Fortnite, bro. Bă, cum ar fi să nu... A, nu, că nu m-au auzit decât Sami. Chet, au câștigat iar voce la tine. Scuze, scuze, nu mai zic nimic. Ha. Nu acu, dar când mă ești de mult la cap? Când ai vrea să ne jucăm Fortnite? Bă, cred că la ora 4 dimineața. Cred că never. Bă, nu, bine, ai, un win dau 20 de membri cadou pe chat. Hai. Eu la un win vă pupă toți. Eu la un win, frate, vă dau bloc la... Bă. Bă! Na, ok. Ok. You updating. Bă, de ce mi-apar toate astea așa? Bă, X ăsta. Ăsta e eu încă mai am Goat Simulator. Cum îi dau bani install la ăsta? La ce? Am Goat Simulator 3. Bro, nu știu. Nu merge să dau din Epic Games direct uninstall? Uninstall? Ba da, cred că merge da, să dai pistol. La library. La library? A, uite aici. Așa, Evil Dead ăsta trebuie să-i dau. Nu merge, mă, tot nu merge. A, când primim cadourile, cea de la asta? Când o să fii cu la minte, tu o să primești crenguță de Crăciun. Bă, frate, de ce mi se face update la Fortnite atât de greu, gen? Sunt abia la 5%. Că vrea să te joci LOL. Dai să am eu un 1v1? Bă, 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 bă. 1v1? Bă, eu nu sunt 1v1 player, sincer să fiu. Eu nu știu să mă joc altceva decât AD Carry. A, e daily. A, deci am primit asta, nu? Ia stați. Asta le-am, nu, asta, nu? Uite, Evil Dead practic nu e. Păi asta am primit de Crăciun? Simulator e? A, nu, ce tare. Fiecare vorbește cu el. Da, mă, frate, gen, aici am stăm așa și... Da, mă, nu, deci, cum dau uninstall de pe Epic Games, mă, știe cineva? La ce, mă? Bă, frate, am Goat Simulator click. 3 și Evil Dead Playtest și da, nu păi și nu joc. Poți să apeși, dacă ții click pe el, cred că îți apar 3 puncte acolo lângă și dai click pe punctele alea, cred și îți dai... Nu, bă, ăsta e install și ăsta e Q. Cancel ce install. Stai, mă. Cancel. Asta nu cancel. Gata, mă, gata. Nu aveam ăla instalat, de-aia nu mergea. Păreri? Bro, părere bună. Cancel uninstall, nu. Bă, ați văzut Lord of the Rings Return to Moria? Nu. No. Nu, nici nu l-ați văzut, nici nu v-ați jucat, nu? Nu. No. Tu, Sami? Eu ce? Stai, că am fost pe diferă. Lord of the Rings Return to Moria. Ce aia? Este un survival Lord of the Rings. Nu m-am jucat, dar pare interesant. Nu e rău, dar nici foc. Ok. Bă, joc cum să fie faia, faia, brother. Eu zic că așteptăm cu toții MMORPG-ul de la Riot. Încă 40 de ani. MMORPG? Bro, hai, de nu am zis că 2 ani. Hai, nu am zis cum se numește, că n-am văzut nimic. Păi, du-te scrie
Da, e... League... Nu mai PC cu League of Legends. Da. Da, nu cred bro, că... Deci eu nu cred... Nu cred că nu știai deloc gen sure, de asta. Bro. Bă, n-ai MMO cum! MMORPG hype is a dime a dozen. And while there are many great looking MMOs coming out in the future, there is one that I truly believe has the experience and, more importantly, the pocketbook to really become the largest thing to ever happen to the MMO genre. I am, of course, things back in new period. The infamous process of being exposed. Hai, dă-mi invite. Și ziceți că o să fie mișto ăsta, nu cred. No, eu cred că o să fie real. Eu cred că o să rupă tot ce înseamnă, exact, gen. Exact, nu pot să cred. Despre ce vorbim? Ba, nu, eu cred că o să distrugă pământul în două, gen. Ba, nu, chiar o să fie cel mai bun MMORPG. Bă, bine, depinde, că dacă o să fie single target cum e WoW, o să fie pârnaie. Dacă o să fie ca BDO să bat mai mult, da, o să fie tare. Să știi că nu am uitat Striker, gen abia acum am ieșit din match și mai vorbeam un pic cu băieții, am dat update. Bă, dar chiar, acum am timp. BRB, două minuțele viețile mele, revin. Cu voi vorbeam, asta? Cu Haiman, okay, okay. Sami și chetul ăsta, ne-a trollat pe joc, bă. Ia mă, stai așa un pic, vieți că adonați Striker-ul și acum e niște timp până dăm și un match de 49-y. Ia stai așa, deci Striker-ul ne-a zis așa, ce sunt limbajele de programare, curs de programare și vrea să-i dăm salut o părere. Salut și bine venit la cel mai frumos, complet și detaliat curs de programare pentru începători. Astăzi vom aborda subiectul limbajele de programare. Că tot am înțeles cum interpretează calculatorul informația folosind codul binar, pentru cine nu a văzut videoclipul, găsiți link în descriere, hai să vedem ce putem folosi noi pentru a scrie setul de instrucțiuni pe care calculatorul le va urma. Practic, vom vorbi despre ce sunt limbajele de programare, de câte feluri sunt limbajele de programare și ce tehnici de comunicare folosesc acestea pentru a comunica cu calculatorul. Bun. Limbajele de programare sunt ca niște unelte pe care le folosim să scriem instrucțiuni pe care calculatorul să le urmeze. De exemplu, dacă eu zic salut calculator, numără până la 5, acesta nu va face nimic. Însă, dacă într-un limbaj de programare voi scrie o instrucțiune de genul for int i egal cu 0, punct și virgulă, i mai mic sau egal cu 5, punct și virgulă, i plus plus, și apoi între acolade print i, limbajul de programare o va traduce în limbaj mașină, în felul acesta, calculatorul înțelegând ce vreau să fac. Dar okay. Mai exact, cum va traduce? Nu o să reacționez la tot clipul, că gen nu e de interes pentru mine limbajul de programare și așa. Ce vreau să zic, îmi place foarte mult că intro-ul e scurs și la obiect, e pe înțelesul tuturor, ai folosit limbaj care este ușor de înțeles pentru majoritatea oamenilor, dacă nu toți. Ai zis la început despre ce o să vorbesc, ceea ce este foarte bine, pentru că poate cineva știe gen... stai să revin un pic. Poate cineva știe ce sunt limbajele de programare, dar vrea să învețe mai amănunțit. Mi-a cerut feedback, îți dau feedback. Ceea ce este foarte bine și pe lângă toate astea ai și făcut gen secțiuni ca lumea să dea direct unde are nevoie sau să treacă peste, dacă vrea să treacă peste capitolul ăsta poate să sară direct aici, ceea ce este foarte bine gen. Mi se pare că cel mai important lucru pe care l-ai făcut foarte bine este ăsta că vorbești pe limbajul tuturor și cine se uită la asta chiar înțelege și dacă sunt pasionați pe aici de programare și vor să o învețe foarte ușor, nu ducându-se la cursuri sau ceva și urmărind clipuri, este foarte binevenit pentru ei, deci e super mișto și îmi place că ai luat gen... Ai ilustrație și pentru ce vorbești, adică nu plictisești nici ochiul, adică nu e un fel de... cum să zic, podcast de la unde rămâne doar aceeași persoană și vezi doar mimica sau așa. Ai ilustrații, ceea ce ajută foarte mult la concentrarea omului care se uită, știi? Deci este foarte bine făcut. Viețene, ce vă rog eu acum pe voi, dacă vreți să-i dați și lui o părere aici în comentarii, vă rog mult de tot. Și un like ca să-l ajute și pe el și dacă aveți timp gen să-i lăsați și lui clipul să meargă, că asta e foarte important, watch time-ul pușuiește algoritmul YouTube și v-am zis că algoritmul YouTube în ultima perioadă, cred că de vreo lună încoace sau ceva, pușuiește foarte mult canalele mici. Deci eu dacă intru acum pe YouTube și intru pe homepage, mi-apare, uite, Tataia 69 care are, e prima dată când îmi apare și are 8K abonați.
Și îmi mai apare și Notzarbi, care are 500 de abonați. Și dacă dau un refresh, dacă dau un refresh, uite, NBS, care are 39 de vizionări. Și cred că deocamdată doar, uite, și Aur de TV, deci minim două canale mie mi-apar în front page. Deci pușuiește foarte mult canalele mici și le dă o șansă să crească. Vichișor, duminică mai facem, duminică mai facem live. Viețenia, ce vă zic eu vouă acum? Că urmează să mă joc un meci de Fortnite, dar m-a luat durere de Capinio. Mi-aș stinge luminile astea, dar face, e Hyman live, deci o să mă vedeți 100% la el aici. Vezi, vreau să închid și eu live-ul, să-mi sting aici luminile, să mă liniștesc un pic și după aia cred că sting calculatorul și mă duc și termin ce mai am de făcut. Vezi, vreau să vă mulțumesc din suflet că a fost alături de mine pe live, sper că v-am spus să bețel, sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă înscrieți acolo la Netflix dacă e de interes pentru voi și dacă sunteți din București, ca să ne vedem, ne uităm la film înainte să apară și voi ia și Black Cab-ul de acasă, facem și vlog de acolo, facem și poze și tot, deci mai multe detalii găsiți pe Instagram. Vă las aici live-ul lui Hyman, Viețile, dacă vreți să vedeți meciul ăsta de Fortnite și el 100% mai stă pe, el 100% să mai rămână live. Striker, mersi din suflet încă o dată, bro, de donație și mult succes în continuare, să știi că faci bine ceea ce faci cu clipurile alea, părerea mea acum, gen. Și vă pup, puii mei, noapte bună să aveți și ne vedem duminică pe live și încerc ca până duminică să am și un clip. E la edit, nu știu dacă e gata, dar s-ar putea, cel mai probabil o să fie și postăm și până duminică un clip. Și mai am câteva pe țeavă, o să vă placă. Vă pup, viețile mele, vă las aici cu un rai la Hyman și aveți grijă de voi, puii, și ne vedem duminică pe următorul live. Spuneți-vă frumos pe tot, este un lucru să... Și o să iasă și următoarele videoclipuri dacă auzi prieteni și crezi că e de recomandat. Bro, dacă aud, cu drag te-aș recomanda, pentru că ți-am zis, e pe înțelesul tuturor și chiar ajută lumea care chiar vrea să învețe de domeniul ăla. Deci e foarte bine. Nu ți-am zis doar pentru că mi-ai donat asta sau ceva. Ți-am zis că mi-au mai donat persoane gen cu muzică și așa și le-am zis, bă, nu e genul meu, nu-mi place ce ai făcut aici, nu? Adică sunt foarte transparent cu lucrurile de genul ăsta. Deci eu zic că faci bine, Doamne ajută să meargă din ce în ce mai bine și să ajungi unde-ți propui, bro. Și asta vă doresc tuturor. Vă pup, vă iubi și ne auzim. Seară frumoasă să aveți. Prank cu Cesima, pe aproape.